Bun găsit tuturor, ne bucurăm bună foarte ziua. Mult să fim alături de dumneavoastră astăzi și cu un prilej atât de agreabil. Bine v-am găsit, mă bucur foarte mult, ne bucurăm foarte mult că suntem alături de dumneavoastră și că ne-ați primit în mijlocul vostru în acest cadru absolut minunat. Este o sală mică, este intimă, este aproape ca în familie. E aproape ca în familie, dar într-un palat fastuos pe care l-am admirat pentru că e prima noastră dată aici, la Buzău, domeniul Marghiloman, Palatul Marghiloman, Vila Albatros, care am citit, Andrei, că era numele calului lui Alexandru Marghiloman. Exact. Foarte frumoasă istoria, foarte frumos prilejul cu care ne-am întâlnit. Andrei Tomescu, pe care îl știți de la televizor, și Ana Iorga, pe care o știți tot de la televizor, de la Antena 3 CNN. Și prilejul cu care ne vedem este o gală minunată organizată de Antena 3 CNN și de Primăria Municipiului Buzău. Buzăul genial, femei la puterea a 10-a. Ce facem astăzi împreună? Practic, cunoaștem împreună 13 femei incredibile în cadrul galei, care se numește, așa cum ai spus și tu, Buzăul genial, femei la puterea 10. Ce înseamnă asta? Femei care ating excelența în profesia lor și fac asta zi de zi și e ciudat să vorbesc despre asta, să vă povestesc dumneavoastră, care sunteți de fapt premiantele din această zi, femeile pe care le întâlnim în spitale, în școli, în laboratoare, pe care le întâlnim în instituții sociale, în sală de spectacol, în galerii de artă, în redacții de presă, pentru că avem și jurnaliști printre noi, ceea ce suntem foarte fericiți, așa, sau le întâlnim ca voluntari, oriunde e nevoie de ele, aici spațiul variază, și femei de asemenea care au creat școală, care au creat discipoli în jurul lor, pentru că știu că majoritatea dintre dumneavoastră îi formați și pe alții și duceți valorile mai departe, inspirați tineri și adolescenți. Ceea ce este foarte important și tot astăzi să știți că vom rememora personalități feminine care au scris istoria locală. Gala Buzăul Genial, Femei la puterea a 10, este un proiect care marchează excelența prin conexiunea dintre valorile istorice ale Buzăului și, bineînțeles, performanța prezentului. Pentru că în felul ăsta avem de la cine ne inspira, știm ce au făcut alții înaintea noastră, prindem curaj să ne urmăm propriile visuri și să ne urmăm pasiunile, ceea ce nu este foarte simplu în ziua de astăzi. Este o gală care e organizată, așa cum ai spus puțin mai devreme, de postul nostru de televiziune, de Antena 3 CNN, în colaborare cu Primăria Municipiului Buzău. Vă mulțumim foarte mult că ne găzduiți și pentru început îi dăm cuvântul domnului primar Constantin Toma. Vă invităm alături de noi să ne povestiți mai mult despre această inițiativă pe care deja ne-ați spus că o organizați de ceva vreme și că există o istorie în spate și o practică, cumva deja o rutină în a aduce un model lună de lună. Așa este, atunci când am venit în 2016 la primărie, îndrăgostit oarecum de democrația asta americană, mi-a plăcut povestea aia cu starea națiunii pe care o prezintă periodic președintele Statelor Unite. Și am făcut atunci un studiu sociologic și am zis, bă, hai să vedem care e starea națiunii buzoiene. Și în acest studiu sociologic a fost și o întrebare, atenție, pusă la vreo 1000 de buzoieni, să numească primele 10 personalități buzoiene din toate timpurile. Și am constatat cu stupoare că în afară de Florin Salam era toată lumea. Pe locul întâi eram de vreo 6 luni primar, pe locul întâi era Constantin Toma, pe locul 4 viceprimarul Ionuț Apostol și am zis, bă, astea nu-s valorile Buzăului. Vă dați seama, noi am dat primul laureat al primului Nobel în 1974, George Emil Palade. Avem o mulțime de personalități, inclusiv acest om absolut fabulos care a fost și care este Alexandru Marghiloman. Și am zis atunci, am inițiat un proiect pe care îl ținem de 7 ani, lună de lună, personalități buzoiene de ieri și de astăzi. Ceea ce vedem aici este o continuare a acestui proiect foarte frumos, pentru că trebuie să dăm modele tinerei generații, în același timp trebuie să câștigăm mai multă încredere în noi. Ne uităm la filme, ne uităm, uite bă ce deștept e ăla, cât de puternic, ne uităm la alții, de obicei, ce vedete au ăia. Nu, da. Avem vedete printre noi, iar Buzău a fost binecuvântat, mă refer la tot județul Buzău, cu niște frumuseți naturale absolut fabuloase și premiați astăzi și o doamnă extraordinară care e factor activ în ceea ce numim Geoparcul UNESCO Ținutul Buzăului, 18 comune din județul Buzău de Deal și Munte cu niște frumuseți fabuloase, dar Buzău este binecuvântat și prin faptul că
dă periodic și permanent oameni, valori umane extraordinare. Și iată că astăzi avem în fața noastră 13 buzoiene de care sunt mândri în continuare, chiar dacă nu mai sunt, și mai ales 13 buzoiene care sunt astăzi în sală și pe care le vom premia. E un lucru extraordinar, pentru că, încă o dată, o comunitate se dezvoltă prin valorile sale umane. Crește încrederea și a dumnealor și a colectivului pe care l-au dezvoltat pe lângă și a întregii comunități. Este foarte important să ne promovăm valorile. Din păcate, în ăștia 30 de ani nu prea s-a întâmplat acest lucru. Adevăratele valori. Din păcate, în ăștia 30 de ani nu prea am făcut lucrul ăsta și acest lucru se cunoaște. Aproape în orice clasament suntem acolo, spre rușinea noastră, la urmă. Este cazul să ne depășim. Și adevăratele valori sunt cam discrete, de obicei. De asta, și multe ne pleacă din țară și pentru și au și multă treabă, pentru că fac lucruri consistente, iar asta n-au timp să se autopromoveze. Exact. E bine că le promovăm noi. Asta vom face astăzi, împreună cu dumneavoastră. Și înainte de orice, am să vă invit să acordați primele patru premii alături de noi, dar vă invităm pe toți, pentru moment, să le cunoaștem pe femeile pe care le-am selectat astăzi pentru a ne aminti valorile din trecut cu care probabil ați crescut, despre care ați aflat la școală, dar pe care nu le știe toată România și poate nu le leagă neapărat de Buzău, așa că mergem în același siaj pe care l-a aruncat domnul primar, acela al busolei, nu? Să avem un pic de un ceasornic, o busolă, un reper să ne orientăm. Prin urmare, vă invit să vedem împreună un clip cu cele 13 nume de doamne care au făcut istoria Buzăului. Thank you.
văzut. Câteva dintre numele locului dumneavoastră, foarte emoționant și mi-închipui că pentru dumneavoastră e și mai emoționant decât a fost pentru noi, pentru că sunt oameni de aici, sunt femei care s-au născut și au făcut carieră pornind de aici. M-am bucurat enorm să o văd pe Mihaela Runceanu printre numele enumerate în acest clip de prezentare, pe doamna Coca Andronescu, Eme Iacobescu, ambele au jucat în Cuibul de Viespi, celebrul film realizat după novela lui Alexandru Chirițescu, Gaițele. Florica Cristoforeanu, sigur, exact. Îți place, Andrei e pasionat de operă. Sunt niște doamne care au pornit de aici, au făcut istorie, ne uitam și la studii foarte impresionant, legături foarte puternice cu străinătatea, studii foarte serioase și oameni foarte discreți pentru că, așa cum spuneam la început, aveau foarte multă treabă. Și ceea ce cred că este foarte important de precizat, au făcut istorie și au creat un renume, au devenit cunoscute într-o perioadă în care nu exista internet. Exact. Când radioul și televiziunea erau practic singurele mijloace prin care puteau, cel puțin artistele, când puteau să ajungă la inima telespectatorilor. Și erau niște căi foarte puternice și dacă vorbim de artiști era ceva mai simplu. Dacă vorbim de oameni de știință, de medici, de femeile care stau în laborator, unde e acea trudă pe care nu prea o știe nimeni decât în momentul în care descoperi ceva sau publici ceva, e un alt tip de trudă, probabil că erau și mai greu de, nu știu, reperat ca celebrități, dar iată că au rămas și ne putem inspira de la ele în acest moment. Păi ne pornim să vedem ce se întâmplă ca ferment în lumea artistică acum la dumneavoastră și ca mișcare științifică. Prin urmare, ne împrietenim și punctăm performanțele din domeniile dumneavoastră. Începem? Începem! Amelia Papazisu a primit titlul onorific de tezaur uman viu din partea UNESCO în anul 2013. Și așa cum știți, e distinția pe care UNESCO o acordă doar celor mai destoinici păstrători și continuatori ai tradițiilor și obiceiurilor care fac parte integrantă din cultura unui anumit loc sau a unei țări. Doamna Amelia Papazisu este meșter popular, este singura țesătoare în fir de păr de capră din țară. Foarte interesant, una dintre cele mai vechi forme de artă populară a noastră, a românilor, și transmite mai departe meșteșugul țesutului și al cusutului. O cunoaștem mai întâi prin intermediul unui scurt reportaj, iar apoi o cunoaștem și discutăm împreună. Poate că pașii mi-au fost îndrumați de bunul Dumnezeu la mănăstirea la Rătești. Măicuța de la Rătești mi-a dat și putere, și curaj, și inspirație, și tot ce se poate. Da, pentru că am învățat acest meșteșug, nu într-o zi, două, chiar câteva luni de zile am mers la dânsa și am documentat ce înseamnă țesutul la un război vertical. Și probabil e și o inspirație, o atracție de la bunul Dumnezeu, nu știu cum să vă spun. La început am zis că e foarte greu și mai ales să lucrez cu copii, dar primii pași, când am fost la Olimpiada Meșteșugurilor Tradiționale la Sibiu cu copiii și am văzut ce se întâmplă acolo și profesioniștii de la muzeu ne-au îndrumat și așa, am avut o sclipire și am zis că asta o să fac toată viața. Iar la ora actuală am un curs de țesut la Centrul Județean de Cultură și Artă, în acest spațiu, la Galeriile de Artă, unde am și o expoziție permanentă cu obiecte de artă populară foarte vechi din colecția personală și, bineînțeles, țesături realizate din păr de capră și din lână. Am considerat că această expoziție să fie și un punct de documentare pentru copii, să vadă tradițiile noastre buzoiene, să vadă cum arăta mai de mult casa bunicii și să nu uite niciodată rădăcinile și tradițiile românești. Am considerat că trebuie să mergem să
merge mai departe, să transmit mai departe și mă bucur foarte mult pentru că văd din partea unor doamne învățătoare, profesoare și chiar de altă ocupație că doresc să-și însușească acest meșteșug. Este un câștig pentru noi, un câștig pentru România, pentru că acesta este un lucru care ne identifică. Tradițiile nu trebuie să piardă, ci trebuie să le transmitem mai departe. De unde găsiți puterea să continuați această activitate de tot de ani? Să știți că puterea o am, dacă mă credeți, de la vizitatori, de la turiști, de la cursanți. Faptul că își au un interes pentru acest meșteșug mă face să merg cât vrea bunul Dumnezeu, cât mă țin puterile, bineînțeles, și... De unde vă inspirați în crearea acestor modele de altă populară? Majoritatea modelelor le-am preluat după țesăturile vechi tradiționale. Cum vedeți și dumneavoastră aici, în această expoziție, am o parte din colecția de artă populară tradițională veche. Deci am colecționat din anul 1980, am colecționat ștergare, am colecționat țesături, costume populare și acestea au fost și un punct de inspirație pentru ceea ce fac eu și ceea ce am făcut copiii și cu cursanții, bineînțeles, în continuare. Vă invităm alături de noi, doamna Amelia Papazisu. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. V-am admirat deja costumul înainte să începem, pentru că ne-am întâlnit. Vă mulțumesc foarte mult. Mi-ați creat o emoție de nedescris. Dumneavoastră nouă, ce e cu războiul acela vertical? Să știți că am aflat, m-am documentat, poate mai târziu, m-am documentat și am ajuns la, din ceea ce am văzut pe internet, războiul vertical datează din secolul 6 înainte de Hristos. Deci gândiți-vă că este cea mai veche unealtă de țesut. Și lucrul acesta l-am aflat în momentul în care am avut un documentar s-a făcut despre mine de TVR Iași, doamna Raluca Aftene a venit la mine acasă și a filmat și mi-a spus, dumneavoastră știți că țeseți la cea mai veche uneltă din țesut. Și bineînțeles m-am documentat, ce să vă spun, mi-ați creat o emoție de nedescris și mulțumesc pe această cale doamnei Ioana Matache că m-a recomandat pentru acest eveniment și bineînțeles domnului primar, pe dânsul cunosc după pe vremea când era senator, îl cunosc de pe vremea când era senator de Buzău și participa la evenimentele noastre organizate de Centrul Județean de Cultură și Artă. Deci încă o dată mulțumesc primăriei municipiului Buzău, Centrului Județean de Cultură și Artă, că mi-a oferit un spațiu generos unde pot să-mi desfășor activitatea, Consiliului Județean și ce să vă spun, celor care vin și ne privesc și doresc să vadă ce înseamnă... O curiozitate de-a mea, cea mai interesantă reacție a unui tânăr, a unui copil, înainte să primiți premiul, vedeți că nu vă lasă, dacă primiți florile. Dacă îmi dați voi, aș vrea să spun că cea mai surprinzătoare reacție pe care eu am simțit-o și mi-a creat o emoție puternică, eram la Olimpiada Meșteșugurilor Artistice la Sibiu, un grup de turiști din Japonia, s-au oprit la standul nostru și au văzut cum lucrează copiii în păr de capră și bineînțeles am avut o expoziție personală cu lucrări în păr de capră și în momentul în care au pus mâna, știți, au exclamat, parcă sunt vii. Deci gândiți-vă. Și da, a fost o emoție și pentru mine și pentru specialiștii din muzeul ăsta. Și ce pot să vă spun? Mă bucur că am cursanți, colegi, diferite meserii, vin cu drag, spun că se relaxează și cu Dumnezeu înainte și datorită unor oameni cum e domnul primar și celelalte oficialități care m-au sprijinit. Pot să spun că am fost norocoasă, că am avut în spatele meu oameni care au apreciat ceea ce fac și au fost alături de mine și vă mulțumesc foarte mult. Ceea ce faceți este extraordinar și vă mulțumim noi, vă mulțumim dumneavoastră. Mulțumesc că mult. Transmiteți tradițiile mai departe. Mulțumesc mult. Și flori. Să vă mulțumesc. Să vă mulțumesc.
Să fiți sănătoase și să continuați. Da, ne ajută. Mulțumesc mult. Da. Felicitări și multe încurajări pentru ce faceți mai departe, să formați cât mai mulți tineri și cât mai mulți copii. Da, mulțumesc mult. Mergem mai departe. Exact. E artist plastic, restaurator, profesoară și mamă. A început școala în sat, o școală de țară cu oameni simpli, cu inima mare și cu mult har didactic. Foarte important punctul de pornire. Ana Maria Bogleș a devenit la rândul ei profesoară de arte plastice la Liceul de Artă Margareta Sterian, un nume pe care l-am văzut în prima parte printre femeile de succes din Buzăul de pe vremuri, nu? Pictorița Margareta Sterian. Ana Maria Bogleș e membra Uniunii Artiștilor Plastici și sădește în sufletele liceenilor atenția și dragostea pentru frumos. Și vă invităm să o cunoaștem împreună pe doamna Ana Maria Bogleș. Nimic nu m-a oprit să merg mai departe, să înțeleg că îmi place arta. Că îmi place în primul rând să desenez și după am început să experimentez pe tot ce găseam prin curte, pentru că eu am copilării la țară, lucru care m-a făcut să văd lumea altfel și să înțeleg lumea din jurul meu cu o altă sensibilitate pe care am transpus-o pe diferite suporturi. Părinții au descoperit că desenul pentru mine e o pasiune de micuță. După prima lecție de istorie prin clasa a patra, mi-a plăcut să-l desenez pe Ștefan cel Mare. Văzusem imaginea, prima imagine în cărți. Știți că pe vremea noastră nu erau foarte multe cărți cu foarte multe imagini. După ce am învățat lecția, mi-a părut interesant să-l pot reproduce în creion. Și aveam o bucățică de creion și am încercat să-l fac. Și mi-a ieșit. Atunci mama m-a întrebat dacă e făcut de mine. Și am spus că da și de atunci am primit și prima cutie de culori. Văzusem liceul de artă doar așa din exterior, dar când am intrat aici, în interior, am zis că e o lume care mi se potrivește. Și am încercat să mă potrivesc eu acestei lumi și ea să fie pentru mine. Și în timp, exersând și întâlnind oameni în demersul meu de pregătire, mi-a venit mănușă și să ajung astăzi să mă întorc aici profesor. Atât primăria cât și Consiliul Județean au creat spații și motive, tot felul de evenimente, să ne putem scoate copiii, nu numai să-i scoatem din atelier și să mergem cu ei în mediul buzoian. Foarte bine, un lucru pe care generația noastră nu l-a avut, e un plus pentru că îi scoatem și văd altfel lumea. Lumea ne vede pe noi și noi explorăm pentru ei. Și îi motivează și publicul și aprecierea publicului să meargă mai departe. Că așa dacă stai în atelier și profesorul îți spune da, ești foarte bun, nu e suficient. Copiii noștri sunt sensibili, au nevoie de contact cu publicul. Arta este pentru public. Dacă ești artist și stai în interiorul tău și faci numai pentru tine, nu o să te vadă niciodată nimeni. Când citești o carte, textul îl transfer și îl filtrezi în funcție de suflet și cum trece prin tine. Așa e și lucrarea în sine. Pânza când o pui în față, te gândești la un subiect. M-am simțit astăzi că aș putea să transpun emoția. Poate să fie o emoție negativă, pozitivă. Ideea îți vine lucrând. Le spun și copiilor la clasă, lasă culoarea să curgă. Pensula să-ți creeze un drum. Tu cu sufletul poți să creezi artă prin un pic de teorie învățată în școală. La un moment dat o să ai tendința să nu-ți mai fie teamă de pensulă. Să nu-ți fie frică cu arta pe care o faci. Și așa îți vine inspirația, lucrând și văzând viziuni diferite și citind omul dincolo de imagine. Ce minune, vă invităm alături de noi, Ana Maria Bogleș. Ce splendori erau acolo, am văzut ceva Art Nouveau, am văzut ceva neoromânesc, arhitectură, dar am văzut și lucruri foarte personale, foarte personale. Bună ziua și mulțumesc tare mult de invitație. Eu sunt omul care
Nu prea îmi place să vorbesc despre mine, îmi place să acum las. Trebuie, n-aveți încotro. Amprente în sufletele copiilor. Hai să vorbim și despre copii. O curiozitatea da. Mea era cum îi încurajați, pentru că chiar dumneavoastră spuneați că e important să iasă în față, să-i vadă publicul. Arta e făcută să fie văzută, să placă, să bucure. Să inspire. Să inspire, îți vin idei când vezi un tablou. Cum îi încurajați? Pentru că e și ceva foarte delicat, foarte subiectiv. Cum îi spui unui copil, da, e valoros ce ai făcut? Da, așa este. Eu la școală tot timpul copiilor le spun, este foarte bine ce ai făcut. Și la un moment dat, unul din copii mi-a spus, doamna, dar în permanență dumneavoastră ne spuneți, tot timpul e bine. Nu, astăzi este bine, mai bine decât ieri. Și de asta, în permanență, trebuie găsit în copil sămânța de care are nevoie. Astăzi, copilul și generațiile sunt particularități diferite. De expresie pot fi, transpunând arta lor. De asta e bine să-i modelăm pe fiecare cât pot duce. Le spuneam la un moment dat că avem mai multe pahare, da? Cu dimensiuni diferite. Important este să-l umplem, așa și pe copil. Trebuie să-l modelez cât poate să ducă. O clasă de 15 copii, de 20 de copii, duc toți în mod diferit. Dar la sfârșit creează toți o compoziție echilibrată, că tot vorbim în termeni artistici. Exact. Și motivația face tare mult, pentru că și astăzi dumneavoastră pe mine m-ați făcut să merg mai departe în multe domenii, și în artă și în pedagogie, cu toate că sunt un om foarte modest. Mi-a plăcut foarte mult ce ați spus în acest clip de prezentare, lasă culoarea să curgă și pensula să-ți creeze un drum. Mi se pare fabulos, fascinant. Da. Ce înțeleg copiii când le spuneți aceste cuvinte? Prima dată copiii când vin la noi în liceul de artă vin cu talent. Nu ai cum să nu ai talent. Îl modelezi. E, aici intervine cadrul didactic. Cât de mult modelează și cum modelează. Orice plastilină este bună ca structură. Că ai văzut, te duci, îți cumperi ceea ce îți convine, da? Ca și structură, ca și suport. Important este și cel care o modelează. Deci copilul are un fond bun. Creează dacă este sprijinit și motivat. Da. Ce rol au părinții aici? Foarte mari. Părinții mei le mulțumesc pe această cale, că de asta sunt aici, din vina lor. Au un rol important. Părintele motivează și îl sprijină pe copil în drumul corespunzător. Nu îi direcționa tu și crea tu un drum pe care nu va ști să meargă. Din bun simț, copilul va merge, dar niciodată nu îi se va potrivi. Cazi pe drumul acela și ai puterea să te ridici atunci când e drumul perfect pentru tine. Și părintele aici contează, să stai în spatele lui și să-l sprijini atunci când cade. Ce frumos! Părinți, lăsați-vă copiii să meargă pe drumul să-și lor. Să-și găsească drumul lor, și să meargă pe drumul lor. Drumul. Am găsit în cariera mea didactică la alte licee copii care părinții au spus e mai bine așa pentru tine. Și nascuns aveau un creion și pictau fără, sau desenau fără să spună părinților. Și aici am intervenit eu și i-am expus lucrările și i-am făcut lumea de care avea nevoie. Ana Maria Bogleș, câte generații de copii v-au trecut prin clasa de pictură, pe la orele teoretice, pe la orele practice? Aveți așa un număr? Ați făcut o evaluare? De curând, eu am făcut 40 de ani. Mulți înainte. Să fiți sănătoși. Și mulțumesc doamnei Matache și domnului primar că mi-au făcut așa surpriză. Eu am colaborat foarte frumos cu dumnealor și ne-au dat imboldul de a face ceva pentru copii, în primul rând. Câți că copii să fi fost în toată perioada asta? Păi, la clasele dumneavoastră. Eu la liceul de artă, am terminat liceul de artă și m-am întors profesor la liceul de artă. Înainte am fost la școli destul de micuțe. Eu zic, câteva generații. Câteva și generații. Să mai fie. Important este să fiu sănătoasă, să pot deschide brațele la următoarele. Ce ați simțit când un elev al dumneavoastră a avut primul lui vernisaj? Un pariu câștigat. Atunci când un cadru didactic își face meseria cu plăcere și promovează copilul și îl vezi că merge mai departe pe ceea ce ai sădit, înseamnă că
copilul acela pentru tine este echilibru de care tu aveai nevoie și că ți-ai pus amprenta așa cum trebuie. Nu să creezi mici bogleși, da? Sau eu știu cadrul didactic. Nu multiplicăm... Ci să-i găsești propria personalitate profesorul. Creatoare. Da, că toți am copiat, toți învățăm de la mari maestri. Important este să fie la un moment dat o personalitate care să transpună în fiecare din sufletul lui. Și dacă vine și cadrul didactic înapoi și mă întâlnesc cu el ca și coleg, răsplată este și mai mare. Și mai mare. Da, corect. Veți primi un premiu astăzi. Suntem onorați că sunteți alături de noi. Îl invităm pe domnul primar Constantin Toma să vă ofere diploma și trofeul de astăzi. E un semn de recunoștință, e un semn de prețuire. Mulțumesc. Și e un semn că faceți bine ce faceți. Să aveți curajul să continuați. În primul rând, la mulți ani, acum două zile ați făcut 40 de ani. La o doamnă poți să spui vârsta până la 40 de ani, că nu cred că e o problemă. Din tot sufletul mulțumim, avem o colaborare minunată. Sper dacă buzoienii mă mai aleg 4 ani să colorăm toate blocurile din Buzău. Am început cu câteva de... Și cu treceri de pietoni, domnul vice îmi spune într-o zi, doamna Bogleș, am văzut undeva în Islanda, parcă Noua Zeelandă, o trecere de pietoni. Ce zicem, o facem? O facem. Și o trecere de pietoni în trei, da. Nu mai trecea nimeni pe ea, că nu știa unde calcă, da. Da, și la un moment dat ne-am trezit în spatele nostru cu televiziunile, nici noi nu conștientizam, când faci ceva din suflet, nu conștientizezi. Cum nici astăzi eu nu conștientizez că eu aș fi meritat să fiu aici. Vă mulțumesc. Meritați la mulți ani de tot sufletul. Și ce frumos e când coboară arta stradală printre oameni, da. Și înfrumusețează exact rutina asta zilnică și locurile pe care nici nu le mai observăm când trecem pe stradă. Iată că o astfel de operă de artă chiar îți atrage atenția și te scoate din gândurile tale. Și mergem chiar acum mai departe. Următoarea doamnă premiată astăzi este arhitectă, cofondatoarea Smart Aventura Park și administratoarea Bioincubator de Afaceri. Numele domniei sale, Camelia Neagu Enache. Domnia sa a creat un parc de aventură în mijlocul pădurii, în care să nu existe semnal pentru telefoanele mobile, iar oamenii să se poată reconecta la natură și la puterile lor interioare. Sună foarte bine. Alături de Dan Enache, am văzut asta, a creat și un depozit frigorific pentru 2000 de tone de legume și fructe. Asta e capacitatea care ajută producătorii, consumatorii și elimină, bineînțeles, risipa alimentară pe care o vedem în toate statisticile, din păcate. Iar acestea, să știți că sunt doar câteva dintre reușitele domniei sale. O cunoaștem chiar acum pe doamna Camelia Neagu Enache. Eu sunt un om perseverent și așa ajung să realizez ceea ce îmi propun. Cu perseverență și cu încredere. Am făcut liceul de arhitectură aici la Buzău, apoi facultatea de arhitectură la Ion Mincu, în București. Și după facultate am început să lucrez ca arhitect. Am lucrat în București o vreme, apoi am avut proiecte la Buzău, din ce în ce mai multe proiecte la Buzău. Îmi place orașul și m-am mutat aici. Și în timp ce aveam proiecte de arhitectură, a apărut... nervul acesta al antreprenoriatului, pentru că de fapt e așa, nu știu, ca un... e ceva ce te prinde și la care nu mai poți renunța. Și am început să scriu un proiect pentru obținerea unei finanțări în vederea dezvoltării unui parc de aventură. Pentru că aveam în proprietate pădure, o pădure extrem de frumoasă, o pădure de foioase, într-o zonă de deal. Îmi plăcea foarte tare să mergem acolo și ne-am gândit cum putem noi să explorăm și să exploatăm pădurea asta, dar fără să o tăiem. Și așa a apărut ideea parcului de aventură. Cum încercați în implementarea unui alt fel de proiect în business, în Buzău? Despre ce proiect este vorba? Da, e un proiect foarte drag, la care am muncit foarte mult împreună cu fratele meu, cu Dan. Este vorba despre dezvoltarea unui incubator de afaceri. Vrem să oferim sprijin antreprenorilor care sunt la început de drum și le oferim atât parte de consultanță în domeniul juridic, financiar, administrativ, cât și partea de închiriere a unor spații pentru birouri, care sunt complet mobilate și echipate. Iar pentru producătorii de legume și de fructe avem două hale în care se pot păstra în condiții de refrigerare legume și fructe. Ideea aceasta a pornit pentru că nouă ne plac legumele și fructele cu gust. Și pentru că aici la Buzău avem bazin legumicol, sunt foarte multe ferme în care se produc legume și fructe cu gust, iar noi în supermarketuri avem legume și fructe din afara țării.
și credem foarte mult în potențialul acestui oraș, acestei zone de a se dezvolta și, într-adevăr, agricultura este, sau agronomia, sunt, reprezintă un domeniu încercat în perioada aceasta, dar cred că vom depăși cu toții problemele și ne vom sprijini unii pe ceilalți. În general, sunt mulți oameni care spun, acum de când am deschis incubatorul din ianuarie, ne spun, wow, ce frumos, felicitări! Cred că, de fapt, satisfacția nu e acum. Satisfacția a fost când am început șantierul, satisfacția a fost în decembrie când l-am terminat și a fost extrem, extrem de greu, pentru că s-au adunat foarte multe lucruri de făcut atunci la sfârșitul anului. Satisfacția a fost atunci când ne întâlnim cu producătorii de legume și de fructe, pentru că am început să avem discuții cu ei, sunt încântați și ne spun, ce bine că se gândește cineva și la asta. Hai să vedem cum putem să colaborăm. Deci feedback-ul a fost un exemplu de pozitiv din partea lor. Da. Și e un lucru pe care aș vrea să-l transmit celor care sunt la început de drum, că deși vedem munca la final a unor oameni, de exemplu vedem că s-a terminat de construit un corp de clădire sau vedem că au obținut o finanțare importantă, de fapt munca e mult înainte. Îi urmăresc pe foarte mulți antreprenori din afara țării și din Europa și din America. Le-am spus și copiilor atunci când eram profesor, vă sfătuiesc și vă îndrum și vă rog să mergeți în afara țării și să învățați, să veniți aici și să aplicați lucrurile astea, pentru că e o țară care are un potențial extraordinar. E o țară care, nu știu, așteaptă să facem lucrurile astea și dacă plecăm cu toții, o să rămână pustită. Camelia Neaguenache, felicitări și vă invităm alături de noi. Salut, Mâna, bine ați venit. Mulțumesc pentru invitație. Și perseverență și încredere. Da. Ați pornit de la arhitectură. Cum ați trecut la arhitectura unui parc într-o pădure? Păi pentru mine arhitectura a devenit mod de viață, mod de gândire și atunci orice dezvolt sau implementez, gândesc în primul rând ca arhitect și apoi ca antreprenor și asta mă ajută, așa mă dezvolt. Și e un lucru atât de frumos pentru că știm că primele gânduri necurate cu pădurile la noi în țară este să fie tăiate, să se scoată profit din lemn, din prelucrarea lemnului, uneori fără măsură, că nu e rău să folosești lemnul tău pentru lucruri frumoase în țara ta. Totuși a existat o vreme nu îndelungată în care s-a tăiat nebunește, nu? Ați ales să păstrați o pădure și să aduceți oamenii în pădurea proprietatea personală. Ce ați simțit când au început să vină copiii în parcul de aventuri? O, suntem foarte bucuroși, foarte, foarte bucuroși, pentru că dezvoltăm de anul acesta și școala de pădure. Școala de pădure. Da. Sunt concepte care funcționează foarte bine în Europa și pentru că noi în țară avem săptămâna verde și săptămâna școală altfel, încep să se dezvolte și la noi în țară. Și atunci dezvoltăm, o să fie cumva prima școală de pădure din județul Buzău, dar mai sunt inițiative și ne sprijinim între noi și ne promovăm. Dar ce înseamnă? Explicați-ne, dați-ne câteva idei. Ce înseamnă școala de pădure? Exact. Înseamnă activități pe care cadrele didactice, alături de copii, în fine, și părinții alături de copii, le pot face aici, în pădure. Cum ar fi? Tururi ghidate prin care să cunoaștem flora și fauna. Sau workshop-uri și ore de curs în aer liber. De exemplu, profesorii de biologie, de geografie pot să aibă ore de curs în aer liber. Dezvoltăm așa și un spațiu în care să le punem la dispoziție materiale didactice și atunci venim cumva în sprijinul lor și îi încurajăm pe copii să vină în aer liber. Și să e doar pentru elevi, că am vrea și noi să venim la o sesiune de birdwatching, adică să privim păsările și să învățăm speciile din pădurea dumneavoastră. Da. Birdwatching, forest bathing sunt idei pe care le tot dezvoltăm. Se poate face și picnic? Picnic, da. Se poate face și plajă? Întreb pentru colega noastră, Madalina, nu de altceva. Nu neapărat, dar... Iar pentru picnic, pentru noi. Puteți să meditați, puteți să fiți așa, să vă reconectați cu natura, pentru că e foarte important să facem asta din când în când. Îl invit pe domnul primar Constantin Toma să vă ofere trofeul și în continuare m-aș mai gândi... De asemenea, uitați, dacă doriți și microfonul, să vorbiți împreună. Felicitări, am vorbit deja fără cuvinte, da. Felicitări din tot sufletul și continuați că faceți un lucru minunat. Mulțumesc. Sănătate.
O ultimă întrebare aveam. Cum e trecerea asta de la partea de arhitectură, de gândire artistică? Pentru că la arhitectură nu e doar calcul, nu e doar matematică, ci e și partea asta de frumusețe. Cum a fost trecerea dumneavoastră către lucruri foarte tehnice, antreprenoriat, sprijinirea tinerilor antreprenori? Acolo sunt foarte multe strategii și bănuiesc că și multă bătaie de cap la nivel de proiecte, strategii financiare. Da. Documente, birocrație. Exact, birocrație, instituțiile din România, comunicatul cu ele. În ultimii ani toate instituțiile din țară se dezvoltă și comunicăm din ce în ce mai bine cu ele. Nu aici e problema. Trecerea de la arhitectură către antreprenoriat a fost provocarea, pentru că am descoperit antreprenoriatul de câțiva ani și mă dezvolt foarte mult, studiez foarte mult în domeniul acesta. Avem o colaborare bună cu instituțiile din țară. Eu am scris câteva proiecte pentru obținerea unor finanțări cu valori destul de importante și dacă n-am fi colaborat cu instituțiile din județ, din oraș, ar fi fost foarte complicat să le implementăm. Deci, colaborarea cu instituțiile e una bună. E un semn bun. Da? Este un semn bun. Mulțumim. Mulțumim foarte mult. A fost o plăcere să vă cunoaștem. Și abia aștept acel concept să se dezvolte școala pădurea. De pădure. Școala de pădure. Întâi de toate eu zic să mergem să vizităm pădurea, doamnă. Asta am stabilit că mergem și facem și picnic. Mergem mai departe. Este medic primar de medicină internă și gastroenterolog cu experiență profesională de peste 4 decenii. Este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați medici de ambulatoriu din Buzău. Câți oameni a încurajat, pe câți i-a salvat și ghidat, imposibil să facem vreo numărătoare, vorbim despre Carmencita Pricop, doar că pacienții întotdeauna știu exact, nu contează, poate că numărul, șirul îl pierdem și doctorii îl pierd, doar că fiecare pacient în parte nu uită ce s-a făcut pentru el. Bun, vă invităm așadar să o cunoaștem împreună pe doamna Carmencita Pricop. Eu dacă fac această profesie este datorită mamei mele, Dumnezeu să o odihnească, care m-a îndemnat să fac această profesie. Deci motto-ul meu a fost nihil sine deo. După 2000, când, mă rog, familia regală a fost mai cunoscută, n-am avut nicio treabă și nu m-am influențat, dar ăsta a fost motto-ul meu. Eu am fost o credincioasă totdeauna din copilărie și nu există și acum să nu cred că ești ajutat de acolo, de undeva, cum necum, ți se întinde o mână de ajutor, un sprijin atunci când ai nevoie. Și eu aș putea să dau exemple în viața mea când chiar am simțit că există o putere divină care îți întinde mâna de ajutor la nevoie. Care este cea mai mare satisfacție dumneavoastră din punct de vedere profesional? Cea mai mare, nu știu dacă cea mai mare, dar este într-adevăr o satisfacție în momentul în care un pacient fie vine după ani de zile, am avut situații în care au venit cu rețete pe care eu le eliberasem pacienților respectivi în urmă cu mai mulți ani, și ei foloseau acea rețetă și spuneau că de fiecare dată se simt bine, sau când vin și îți mulțumesc pentru că i-am ajutat să-și recapete sănătatea. Este, da, poate că, mă rog, nu e cine știe ce pentru alții, dar pentru mine înseamnă foarte mult. Vorbeam cu cineva la un moment dat și spuneam, eu mi-am iubit și familia și meseria la fel de mult, dar am sacrificat ceva mai mult familia pentru meserie. Eu mi-am crescut prin telefon copiii. Pentru mine meseria a fost probabil totuși pe așa, cu un milimetru mai sus decât familia, da. Câți pacienți au trecut pe mână în toată cariera? Nu pot să spun. Dacă pe lună sunt acum undeva în jur de 400 de pacienți, vă imaginați, este o viață. Nu regret și dacă ar fi să o iau de la capăt, tot medicina aș face.
Vă invităm alături de noi. Andrei, vă oferă microfonul. Nici măcar nu văzusem acest reportaj, interviul dumneavoastră, și deja încercam să-mi imaginez câți oameni au trecut prin cabinetul dumneavoastră. Nihil Sine Deo a spus, când ați simțit mâna lui Dumnezeu că a făcut așa gestul final să vă ajute în tratamente? A fost un moment, să-l numesc, din viața mea, foarte dificil și legat de sănătatea mea proprie, și cred că dacă există în ziua de astăzi, există numai datorită ajutorului celui de sus. Și pentru asta sigur că îi mulțumesc lui Dumnezeu, și bineînțeles că au fost și alte lucruri în viață care mie mi-au demonstrat că există totuși acolo cineva care ți întinde mâna de ajutor atunci când poate nici nu te aștepți. Poți să ajuți un pacient fără voia lui? Că acum tot timpul trebuie să ai acordul pacientului. Poți să faci un bine când omul din fața ta n-are încredere? Sau poți să-i salvezi viața? Are îndoieli. Are îndoieli? Da, îndoieli. Sigur că un pacient când vine la tine în cabinet își pune toate speranța în ceea ce poți tu să-i faci. Eu le spun pacienților mei următorul lucru. Dacă ajung la o anumită concluzie de diagnostic și trebuie să-i trimit la alt specialist, le spun așa, te gândești și te duci acolo unde te îndeamnă sufletul să te duci, pentru că dacă între tine și medic, adică pacient și medic, între cei doi actori ai momentului nu se leagă ceva, nu există o undă comună, o vibrație comună, lucrurile nu merg bine. Și atunci, da, eu sper ca pacienții să înțeleagă lucrul acesta, și de câte ori chiar am încercat să urmăresc și au ascultat, chiar le-a mers bine. Poate că nu existau speranțe, dar le-a mers bine. 400 de pacienți pe lună înseamnă peste 4.000 de pacienți pe an. De unde vă găsiți atâta putere, atâta forță ca să vă ocupați de fiecare în parte? Eu iubesc meseria, după cum am mai spus. Din dragostea pentru meserie. Da, și pacienții, să știți că fiecare vine cu povestea lui și ei m-au făcut cu poveștile lor de viață să văd și să prețuiesc altfel viața, și de aceea eu încerc pe cât posibil, că sunt și eu om și poate câteodată mai sunt mai supărată ca fiecare, dar încerc să-i ajut cu toată dragostea pe toți cei care vin la consultații. Ați spus puțin mai devreme în clipul de prezentare că v-ați iubit meseria cu un milimetru mai mult decât familia. Păi, dovada este că, deși eu sunt acum la apusul carierei, încă mai profesez, deși câteodată îmi doresc să fiu lângă nepoatele mele cele mici. Am 4 nepoți, 2 care nu mai au nevoie, n-ar mai avea nevoie de prezența mea, dar sunt cele 2 nepoate mai micuțe, lângă care aș vrea să fiu și cărora cred că aș putea să le împărtășesc o mulțime de lucruri, dar dragostea pentru meserie mă face să mai zăbovesc un pic la cabinet. Haideți să o luăm cuantificabil. Dintre, așa, privind în urmă, câte sărbători ați făcut la serviciu? Nu pot să le spun numărul, pentru că câte acasă, câte la serviciu? Nu, să nu fiu totuși nedreaptă, după ce am încheiat cu gărzile din spital, am făcut mai multe sărbători acasă, dar a fost o vreme în care nu se știa de Paște, de Crăciun, de, eu știu, An Nou și așa mai departe. Dar nu am regretat niciodată. Niciodată. Pentru mine, meseria chiar a fost viața mea. Și așa, după cum spunea, dacă Dumnezeu mi-ar mai da încă o dată posibilitatea să mai vin pe acest pământ, tot medicina aș face.
Da. Ce declarație mai frumoasă decât asta. Da. Mă duc să vă ofer eu florile între timp, da, Andrei. Eu aș vrea două minuțele, dar să mulțumesc dumneavoastră organizatorilor. Antena 3 este un post la care eu mă uit cu drag. Domnului primar, doamnei viceprimar, care s-a gândit să mă treacă acolo pe lista doamnelor, mă rog, cu oarecare activitate care să fie luată în seamă. Mulțumesc pacienților mei care, așa cum vă spuneam, mi-au îmbogățit viața prin poveștile lor de viață. Mulțumesc familiei mele, o parte este aici, fiica mea cea mică, ginerele și nepoatele mele cele mici. Și după cum spuneam și în clipul filmat, mulțumesc mamei mele și nu în cele din urmă, mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a oferit cu generozitate. Și mulțumesc acum domnului primar și dumneavoastră încă o dată pentru acest simbol al prețuirii activității pe care am desfășurat. Noi ne bucurăm foarte mult de acest răgaz împreună. Domnul primar, cum să fie? Felicitări din tot sufletul, sunteți o referință pentru medicina buzoiană și vă dă Dumnezeu multă sănătate să continuați acest drum și să fiți și cât mai apropiată de familie. Da. E foarte mulțumesc important. Mulțumesc mult de tot. Să fiți sănătos. Felicitări. Sănătate multă și putere de muncă, forță. Mergem mai departe. Vorbim în continuare despre o doamnă psiholog, profesor și autoarea cărții Tezauri de greșeli, ghid de supraviețuire pentru profesori. Foarte bine sună. Carmen Neagu este profesor de limba engleză la Liceul de Artă Margaret Asterian din Buzău, dar și psiholog, mai spus Andrei, psiholog clinician și psihoterapeut. Consilier vocațional, psihoterapeut integrativ, voluntar în proiecte de psihoeducație, cercetătoare în domeniul sănătății mentale. Doamna Carmen Neagu are proiecte în care experiențele terapeutice schimbă în bine viața oamenilor. Și o cunoaștem mai întâi prin intermediul unui scurt reportaj. Orice profesor știe că în primii 15 ani îți susții toate gradele didactice, treci și ajungi, cum spunem noi, în ultimul grad, adică îți susții inclusiv gradul întâi. Asta am făcut și eu și după 15 ani de bifat tot ceea ce se putea bifa, am intrat în sfârșit în contact cu realitatea de la clasă, așa cum era ea. Fără inspecții, fără zorzoane, fără lecții deschise, fără proiecte, doar eu cu ei. Și dacă la primar, la gimnaziu, conexiunea a fost una naturală, firească la liceu lucrul acesta nu se întâmpla, nu puteam să mă conectez cu liceenii pentru că erau apatici într-un vid existențial în momentele lor de depresie și m-am gândit că mergând la facultatea de psihologie o să pot să-i salvez. Și asta am făcut, am mers pentru ei, să pot să le fiu suficientă, că nu mă simțeam suficientă. Și am descoperit o altă lume, un alt mod de a mă uita la viața mea, la realitatea mea, la lumea mea interioară și la modul în care eu vedeam la vremea respectivă ceea ce era în jurul meu, relațiile mele cu oamenii și cu lumea. A fost un șoc să mă uit la greșelile pe care le-am făcut ca profesor. Nu știu dacă pot fi înțeleasă, însă uitarea la greșelile mele a fost, o simțeam ca o durere fizică. Acum consider că în relația cu ei sunt mult mai pregătită să-i primesc. Adică știu, pot, simt că pot să mă reglez emoțional în prezența lor, indiferent de ceea ce ei aduc. Ați scris și o carte. Despre ce carte este vorba și cui se adresează această lucrare? Da, am scris o carte, se numește Tezauri de greșeli, ghid de supraviețuire pentru profesori. Este o carte dedicată profesorului din mine,
care atunci când se apropia 1 septembrie și momentul să se întoarcă la școală, nu voia să mai meargă la școală, el fiind profesorul. Și este adresată tuturor colegilor mei care trec prin momente de cumpănă, trec prin momente de redescoperire, trec prin crize existențiale, trec prin vidul existențial în care poate nu știu ce aia, o anxietate, nu știu să-și vadă burnout-ul, nu știu că o depresie e nevoie să fie tratată și cu un tratament poate medicamentos. Tot ceea ce ține de partea aceasta de sănătate psihoemoțională. Pe măsură ce sunt publicate rezultatele la simularea, la evaluarea națională, la bacalaureat, modul în care ne uităm la perspectiva dezastruoasă pe care o avem când ne uităm la aceste rezultate și cum instant facem legătura între rezultatele dezastruoase și prestația profesorului. Nu spun că profesorul nu are și el un rol acolo, însă nu e numai profesorul și ar fi trist ca munca lui, relația pe care o construiește cu elevul să se rezume doar la am predat, ai învățat, ți-am turnat, ai reținut, bravo, ai luat nota pe care ai luat-o. Ar fi trist. O invităm pe doamna Carmen Neagu alături de noi. Bine ați venit și felicitări! Felicitări. Mulțumesc. Și mulțumim pentru atâta sinceritate și luciditate din ce ați spus. Mi-am adus aminte de primii ani ca profesor. Am vrea să vă întrebăm cât de important e ca mai întâi elevul din fața ta, până să-l înveți engleză, să fie bine el cu el și să te poată asculta și să fie gata și să fie acolo, prezent pentru ce-i transmiți. Cât de important este starea lui de bine, starea de bine a elevului. Eu ca profesor nu mi-am pus întrebarea aceasta multă vreme. Pe mine m-a interesat în primii 15 ani de predat ca elevul să fie prezent, să aibă temele făcute, să-și fi învățat lecția, să fie atent la ceea ce eu spun, adică să acumuleze mai departe. Adică să învețe și atâta tot. Nu m-a interesat dacă el a mâncat înainte să vină la ora de engleză, dacă are probleme acasă. Dacă are probleme acasă, dacă a dormit bine, dacă n-a dormit, astea erau lucruri artificiale. Dacă nu cumva e teamă de oră, de notă, de atmosferă? Simțeam când este teamă. Simțeam că nu pot să-l ajut. Deci starea de bine a lui nu a fost prioritatea mea. Și nu spun că n-a fost prioritatea mea pentru că nu am simțit că are nevoie de mine, ci pentru că eu am fost formată în așa fel încât să livrez și să obțin niște rezultate. Asta am învățat eu în tot ceea ce înseamnă formarea mea ca profesor de limba engleză. Cât de importantă este starea de bine a profesorului ca să poată da mai departe? Pentru că, de fapt, despre asta ați scris foarte mult. Da. O să-mi iau câteva secunde să mă gândesc la asta. De ce este importantă starea de bine a profesorului? Păi, nu știu dacă ați lucrat cu liceeni, dar puțin. În momentul în care intri în sala de clasă, tu ca profesor, toți ochii sunt pe tine. Ei vor să știe din modul în care ai intrat și te-ai așezat ce stare ai. Toate indiciile pe care tu le dai despre starea ta sunt foarte importante pentru ei. Pentru că ei au înțeles că dacă tu ești într-o pasă bună, ora o să fie bună, să fie liniștită. Dacă te-au nimerit într-o pasă mai puțin bună, trebuie să fie foarte atenți. Trebuie să meargă pe vârfuri. Și eu am în continuare elevi care, la începutul orei, încă din pauză, mă întreabă: Doamna, sunteți bine?
Eu le explic că ei nu sunt responsabili pentru cât de bine sunt eu în momentul respectiv. Dar ei pare că ei cred că ar trebui să fiu bine, ca să stea și ei liniștiți. Sau își doresc lucrul acesta pentru dumneavoastră. Sau și îl doresc, poate chiar și îl doresc. Dar eu cred că mai mult este o legătură de supraviețuire, cumva, între mine și elevul care mă întreabă: ești bine, ca să știu, dar cum mă comport în ora asta? Ați simțit cumva că liceul este un mediu în care elevul trebuie să supraviețuiască? Pentru mine, liceul a fost o minune, un dar de la Dumnezeu. Eu cred că da. Cred că liceul poate să devină un loc în care supraviețuiești atâta timp cât ești pe un drum care nu știi cum va arăta. Acasă e haos. În interiorul tău E haos, că suntem datorită în perioada vârstei, adolescenței. Sau da? Din cauza vârstei. Vii la școală, toți vor de la tine. Alt haos. Se poate instala o stare de supraviețuire când și eu, proful de engleză, mă duc și îi spun: iar n-ai învățat, iar nu te-ai pregătit, iar. Ce să spun? Și eu am învățat mult despre mine și mai am lucruri pe care consider că încă le mai pot repara și sper să mai am timp suficient încât să mă întorc în sala de clasă și să repar toate tâmpeniile și toate greșelile și toate rupturile de relații pe care le-am provocat cu ei, sper. Cred că le sunteți și foarte recunoscătoare pentru faptul că ați învățat și ați descoperit foarte multe lucruri despre relația profesor-elev din experiența cu generațiile pe care le-ați avut. Și v-aș întreba, e ultima mea întrebare, ce i-ați spune unui tânăr profesor care e pasionat, vrea să facă asta, vrea să predea, vrea să formeze tineri, vrea să trăiască în mijlocul lor? Ce e cel mai important să livreze? Nu ne place verbul ăsta, dar am să-l folosesc. Ce ar trebui să livreze până să livreze cunoștințe, evaluare, note? Dacă luăm așa la scara largă a vieții, ce trebuie să ofere în primul rând? Stabilitate, siguranță. Și când zic siguranță, mă refer el în interiorul lui să simtă că poate să ducă ca emoție orice apare în sala de clasă. Chiar și atunci când un elev amenință că vrea să-și ia viața. Să poți să fii acolo pentru orice emoție care apare. Și mie mi-a fost foarte greu. Mi-a fost foarte bine când elevii mei îmi zâmbeau și mă aplaudau. Dar mi-a fost foarte greu să-i văd cum se uită la mine cu o față din aceasta căzută, dezaprobatoare, ca și cum dacă mai scoți un sunet sau dacă mai respiri, chiar nu te mai suport. Asta mi-a fost greu să duc. Și cred că pentru asta ar trebui să fim pregătiți ca profesori, să ducem orice vedem pe fața lor. Orice. Foarte important. Mulțumim tare mult, mulțumim. Andrei, să-l invit pe domnul viceprimar. Pe domnul viceprimar Ionuț Apostu. Bună ziua, veniți alături de noi și... Felicitări. Bună ziua, dați-mi voie să vă salut și să mulțumesc Antena 3 CNN pentru organizarea acestui frumos eveniment la Buzău. Vreau să vă spun, doamna psiholog, că puțin dintre buzoieni știu, eu sunt de formație învățător. Ulterior am devenit profesor, n-am profesat niciodată, în schimb 2 ani am reușit să rezist în sistemul de învățământ și rezonez în mare parte cu tot ceea ce ne-a spus doamna psiholog mai devreme. Într-adevăr, sunt foarte multe probleme, să spunem, în sistem, în sensul în care, în primul rând, profesorul, învățătorul trebuie să livreze empatie, să fie empatic cu elevii. Vă mulțumesc în primul rând pentru activitatea dumneavoastră și în al doilea rând vă felicit și pentru spiritul civic. Urmăream că ați lansat o hartă a magnoliilor din municipiul Buzău. Chiar am urmărit cu atenție, să știți că orașul nostru are și un bloc care se numește Magnolia și vă felicit pentru acest lucru și voi contribui și eu la acea hartă. Mulțumesc. Păi am văzut că Bucureștiu are o hartă. Are, da. Da? Și zic și eu ca și Caragiale.
Avem și noi Sena noastră, avem și noi magnoliile noastre și așa a luat naștere această hartă, care de fapt este o inițiativă a ONG-ului Cătinel, Trăim Cătinel. E un ONG care e la început, e o asociație care va merge în alt ritm decât celelalte, probabil, asociații. Mulțumesc! Felicitări încă o dată! Ce frumos că am mai aflat ceva despre harta magnoliilor. Știi că eu aș fi în stare să vin până la Buzău doar să văd o anumită magnolie sau să fac turul magnoliilor. E gata harta? Facem o vizită. Sau de e weekend. În lucru? Da. Abia aștept. Mergem acum mai departe și vorbim despre o doamnă care readuce în atenția publicului cântecele vechi din zona Buzău. A creat Musaio Sound, un proiect unic la nivel național, prin care arată că muzica tradițională din Buzău poate fi prezentată în fața publicului printr-un concept diferit. Adică aduce împreună, și aici citez, copii, tineri, rapsos populari, instrumente de suflat, public, povești, aplauze, dansuri, ateliere și cercetări de teren. Foarte prețioasă asta, cercetarea de teren. Iar demersul inițiat de doamna Claudia Colnicianu a adus o schimbare în comunitate, oamenii percep altfel muzica tradițională. O cunoaștem mai întâi prin intermediul unui reportaj. Am simțit această dorință de a cânta, de a urca pe scenă, de a face lucruri mărețe, de a fi în proiecte și drumul meu întotdeauna a dus către scenă, către microfon. Joasă, năbădăioasă, să se îmbulzească și să mă iubească băieții. Măi busiocule, măi nu fi rău, hai și ajută-mi cu farmecul tău. Nu aș ști să spun exact când s-a născut pasiunea mea pentru muzica populară, fiindcă eu mă știu cântând de mică. De când am urcat prima dată pe scenă, când aveam vârsta de 5 ani, am avut dorința aceasta de a continua. Colaborarea care mi-a rămas în suflet este cea pe care am avut-o în cadrul emisiunii O vedetă populară de la TVR1, unde l-am avut alături pe Benone Sinulescu, marele artist al Buzăului, care m-a ajutat, mi-a oferit sfaturi, m-a susținut și mi-a dat încredere. Iar pentru mine acel moment este foarte important. Cine bate seara la oblonul meu? Cine bate seara la oblonul meu? Tot eu sunt dragă mărioară, eu iubitul tău. Eu sunt dragă mărioară, eu iubitul tău. Atunci când studiam pentru lucrarea de licență, am găsit cuvântul Musaios și l-am notat pe o mică hârtie și m-am simțit că va fi un proiect de suflet. L-am lăsat un pic, m-am gândit și la un moment dat a apărut un concurs de antreprenoriat studențesc în cadrul Universității Naționale de Muzică din București, la care eu am putut participa cu proiectul meu, Musaios Sound. Am găsit această completare gândindu-mă că eu vreau să vorbesc și vreau să cunosc sunetul Buzăului. În studiile pe care le-am făcut la conservator, asta am căutat, ca toate să ducă în această direcție, pe autocunoaștere, aș spune, și în această direcție în care eu aș putea să creez un reper pentru mine și pentru ceilalți. Acest proiect m-a ajutat să mă descoper atât pe mine, cât și locul din care vin, oamenii. Au venit mulți tineri către Musaio Sound și mulți oameni de toate vârstele, de la copii până la dezaure umane vii. M-am simțit în elementul meu și îmi doresc ca acest proiect să fie un element cu care eu să mă identific. Dumnezeu să cânt la bine și rău, măi. Mi-e drag să petrec, să vă înveselesc. Prin viață să trec, ce vreau să iubesc. Îmi doresc să construiesc în acest proiect. Îmi doresc să crească proiectul Musaio Sound, iar muzica mea să fie împletită cu dragostea aceasta pentru oameni, pentru frumos, pentru Buzău, pentru tot ceea ce semnifică
Musaio Sound. Vă invităm alături de noi, Claudia Colnicianu, felicitări! Minunate și fragmentele pe care am putut să le ascultăm împreună. Vă ofer microfonul ca să, să putem Mulțumesc. Ce înseamnă Musaios? Musaios. Ne stă pe limbă de la început să întrebăm. Întrebăm poate pe domnul primar, că dumnealui sigur știe. Musaios este vechea denumire a râului în care a fost martirizat ocrotitorul Buzăului. Musaios, astăzi Buzău. Este denumirea Buzăului. Denumirea veche a Buzăului. Iar Sound este completarea pe care am adăugat-o eu și cumva am vrut să descoper sunetul Buzăului. Asta mi-am propus încă din facultate și iată că ne aflăm chiar în sala în care eu am început prima ediție a acestui proiect prin care v-am spus. Îmi doresc să descoper oamenii, locurile și poveștile. Cum sună Buzăul? Buzăul sună foarte bine și în ceea ce am făcut aici la Buzău, am descoperit că nu este vorba doar despre muzică, este vorba și despre acel râs al copiilor, râs de bucurie când primesc instrumente tradiționale de suflat să studieze bucuria acasă, descoperirii. La școală. Da, este sunetul vocilor pe care eu le-am descoperit și care mă inspiră, vocile oamenilor de la sat care mă consideră nepoata lor și care mă sună. Ce și frumos. Probabil după această activitate voi primi telefoane și Claudia, să știi că te-am văzut la Antena 3 și când mai treci pe la noi. Pentru mine este o bucurie. Ce importantă e conexiunea mulțumesc. Asta. Cum vă simțiți când știți că faceți un soi de arheologie? Pentru muzicală. Că nu e doar relația cu oamenii și identificarea acelor personalități care cântă, care aduc un specific local, ci și probabil că mergeți un pic și în urmă ca să vedeți vibrația asta a zonei, a regiunii, a trecutului. E ca o săpătură, nu? De arheolog. Desigur, eu am crescut la sat, acolo m-am născut, apoi am urmat studiile în Buzău și am mers mai departe la Universitatea Națională de Muzică din București, unde am aflat că există o secție care se numește Sinteză Etnomuzicologică. Și eu fac activitatea unui etnomuzicolog. Învăț, am 25 de ani, sunt încă în procesul de învățare și mă simt tocmai onorată să fiu nominalizată la această gală și este foarte frumos să începi munca unui detectiv, să iei așa pe urmele înaintașilor, fiindcă am văzut în prezentare Elisabeta Moldoveanu Nestor a fost buzoiancă și a făcut multe culegeri într-o perioadă în care era nevoie. La momentul acesta, acei oameni poate nu mai sunt printre noi, însă partiturile au rămas, și așteaptă să fie descoperite. Și este în continuare foarte mare nevoie. Și e un demers de mare urgență de asemenea, pentru că oamenii dispar, din păcate, trebuie să ne gândim și la asta. Vreau să vă întreb, niște versuri, puteți să ne spuneți ceva, un fragment care a apărut așa de la un solist local, să spunem. Le-ați descoperit ceva cu cuvinte pe care nu le mai rostim astăzi? Ar fi foarte multe cuvinte. Cred că s-ar putea scrie o carte despre activitatea mea de până acum, fiindcă m-au dus prin grădină, prin pod, am fost peste tot și în special mi-am concentrat atenția pe muzica instrumentală, pe instrumentele tradiționale de suflat, dar bineînțeles că vă pot cânta ceva dacă doriți. Foaie verde și un dudău, ai Buzău, 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 dărâma sarmalul tău, să treacă și un frate al meu, măi. Păi să treacă și-o surioară, călare pe-o căprioară. Să treacă și-o surioară, călare pe-o căprioară. Vă mulțumesc! Știu deja pe cineva care o să vrea să facă un duet cu dumneavoastră. Abia să nu dăm din casă, te rog frumos. Să nu dăm din casă, e lângă noi. Îl invităm pe domnul viceprimar Ionuț Apostol să vă înmâneze diploma și trofeul. Foarte frumos. O voce superbă. Mă bucur
că astăzi am avut onoarea să o premiez pe Claudia. Noi suntem originari de pe Valea Slănicului, am crescut și eu cu aceleași melodii ale folclorului tradițional. Doar atât vreau să vă spun despre Claudia, aș putea spune acest Grigore Leșe al Buzăului. Felicitări, Claudia! Felicitări, Claudia! Vă rog, vă rog, vă rog! Mulțumesc! Și fiindcă eu am ajuns în acest moment datorită oamenilor pe care i-am întâlnit, datorită familiei mele și în special, fiindcă suntem în luna femeii, datorită acelor femei puternice care m-au crescut și m-au inspirat și cărora le sunt recunoscătoare și le dedic acest trofeu. Mulțumesc! Mulțumim tare mult! Noi mulțumim! Felicitări! Mergem mai departe și vorbim despre un inginer chimist care a devenit unul dintre cei mai valoroși jurnaliști de presă scrisă din Buzău. Valentina Bucur e jurnalist la Opinia Buzău, a inițiat și coordonează mai multe publicații și proiecte de presă și a adus în fața publicului personalitatea oamenilor din spatele uniformelor de serviciu uneori. Domnia sa este voluntar la Fundația Sfântul Sava, condusă de către preotul Mihai Milea și... O cunoaștem pentru un moment din reportajul realizat de colegii noștri. Am început la Șansa într-o echipă tânără, eram toți veniți de foarte puțină vreme în redacție, așa că ne-am transformat într-o mică familie și ne-am acceptat foarte ușor unii pe ceilalți, ne-am ajutat la un moment dat. Am continuat pentru că am descoperit o profesie, nu închipuiam că este atât de frumoasă și pur și simplu te prinde și nu mai poți să renunți. Încep să descoperi oamenii, să vezi altfel comunitatea din care faci parte, să te intereseze ce se întâmplă în jurul tău mai mult poate decât o făceai înainte. Și eu chiar mi-am descoperit vocația. Practic n-am realizat de la început ce schimbare sau ce impact poate avea această profesie asupra mea, dar zi de zi, pas cu pas, am observat că toate întâlnirile au adăugat ceva neapărat în sufletul meu, dar și ca și informații. Am fost foarte deschisă de fiecare dată să învăț și eu de la interlocutorii mei, poate că așa cum au preluat și ei ceva de la mine. Totdeauna am las timp, îmi iau suficient timp încât să cunosc și persoana cu care stau de vorbă. Mi se pare foarte important pentru că interviul nu este numai despre o singură informație care ar reprezenta un punct sau un moment din viața persoanei cu care dialoghez. Îmi las timp să cunosc și persoana ca să pot integra mai bine conținutul și informația pe care o transmit. Când copilul meu era în gimnaziu, îmi doream foarte mult să particip la niște evenimente de calitate și nu prea existau acum 10 ani. Iar de câțiva ani se întâmplă lucruri extraordinare aici în comunitate, în domeniul educațional și cultural. Se vede că este o echipă tânără care gândește pentru copii și pentru tineri. Și au apărut foarte multe evenimente și ar fi păcat să ne îndrumăm pe copii să meargă către acele evenimente. Au numai de câștigat și ei și părinții lor și toată comunitatea, în definitiv. Ce am avut de învățat tot de la alte persoane, de la Fundația Sfântul Sava am preluat cel mai mult și, de fapt, și cu această fundație am și început, datorită părintelui Mihail Milea. Mai întâi am participat la taberele de creație literară pe care le organiza. Întotdeauna dânsul ne spune să privim oamenii cu bucurie, să îi privim cu sufletul și să îi prețuim așa cum ne prețuim pe noi. Deci pur și simplu să iubim semenii ca pe noi înșine. În fiecare zi mă străduiesc să fiu așa, nu știu dacă am și reușit. Doamna Valentina Bucur, bine ați venit. Felicitări pentru tot ce faceți. Mulțumim pentru scurtul testimonial. Foarte, foarte emoționant.
Am fost foarte emoționată pentru că este primul interviu pe care îl ofer. Îl dați, nu-l luați. N-am vorbit despre mine și, de fapt, simțeam că tot despre comunitate trebuie să vorbesc, pentru că un jurnalist, de fapt, ce este? Un om care nu poate exista fără comunitate și atunci când scrii despre comunitate, te gândești la prezent, te gândești la istorie, pentru că ce ai o mare responsabilitate, ce scrii tu rămâne în istorie și te judecă și istoria, nu mai prezentul. Foarte adevărat. Avem foarte multe întrebări. Facem așa, repede, nu? Repede. Andrei, tu primul. Povestiți-ne câteva cuvinte despre proiectele acelea pe care le-ați organizat împreună cu Fundația Sfântul Sava și în care sunt implicați foarte mulți copii. Sfântul Sava are foarte, foarte multe proiecte, de la cămine pentru bătrâni, foarte multe cămine și în Buzău și în alte comunități, în Prahova. Are și două tabere pentru copiii defavorizați, unul la Bisoca și unul la Maliuc. Aceste tabere devin uneori cenaculuri literare pentru că poposesc acolo și prietenii noștri români din Basarabia sunt invitați de foarte multe ori, dar și scriitorii buzoieni care sunt invitați să vorbească cu copiii și să le transmită din cunoștințele dumnealor. Ce frumos, Ana! Cel mai frumos moment sau cel mai încărcat de semnificație din interviul cu un om pe care l-ați descoperit. Ceva neașteptat. Poate tema era alta, pentru că ați vorbit despre asta. Pornești cu o temă, dar niciodată nu e o temă. Apar lucruri. De regulă le redescoperi, adică mergi pe o idee, pe un făcaș și dând timp oamenilor să se descopere, afli lucruri inedite și care merită spuse și despre află un om și ei zilnic, despre ei uneori, da, pur și provocați simplu, de întrebări. Și redescoperi persoanele lângă care ai viețuit atâta timp. La ziar mi se pare complicat. Noi suntem la televizor, e tot un mișcare, la fel ca în presa scrisă. Totuși, din presa scrisă rămâne cuvântul scris și vorbeați de responsabilitatea asta apoi în istorie. Cum simțiți? Simțiți ca pe o povară, ca pe o responsabilitate, ca pe o bucurie faptul că aștepteți niște lucruri care rămân? Nu e literatură, dar e... E o mare bucurie, în primul rând, pentru că scrii despre oamenii din comunitatea din care faci parte și o comunitate frumoasă se reflectă, este reflectată de un jurnalist ca de o oglindă. Dacă comunitatea e frumoasă și tu poți să fii frumos. Deci, practic, tot ce am realizat eu se datorează comunității din care fac parte, pentru că este o comunitate frumoasă și în ultimii ani, așa cum spuneam, au apărut proiecte extraordinare, branduri la nivel național și nu ai cum să nu le menționezi, nu ai cum să nu scrii despre ele și scrii cu mare drag. Ești mândru că ești buzăian și chiar și domnul primar Constantin Toma, prin evenimentul acela deosebit, zilele personalităților buzoiene de și de astăzi, ne-a dat așa puțin elan, poate mai mult, să redescoperim personalitățile, dar să ne și redescoperim pe noi comunitatea altfel. Ce simțiți când se spune, există și voce în spațiul public, că sunt jurnaliștii superficiali, că nu mai sunt școliți ca pe vremuri, că scapă foarte multe lucruri incorrecte, gramatical, la televizor, în presă, că nu mai avem condei neapărat, că vorbim neglijent, vă roade asta, că scriem neglijent, poate. Cum simțiți lucrurile astea? Există multă presiune, într-adevăr, pentru că știrile acum circulă cu o mai mare viteză decât înainte și timpul în care te documentezi este mai scurt, dar experiența... Eu fac parte dintr-o echipă tânără la Opinia și ne ajutăm unii pe alții și fiind o familie, lucrurile merg. Experiența funcționează mea cu tinerețea, exact. Cu tinerețea lor și facem o echipă bună. Mi se pare extraordinar ce ați spus puțin mai devreme și cu asta am să rămân din discuția pe care am avut-o cu dumneavoastră. Acea metaforă că sunteți ca o oglindă ce reflectă oamenii frumoși despre care scrieți. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru. Mulțumesc frumos pentru acest împreună pe care mi l-ați oferit, Antena 3 și Primăria Buzău. Împreună este
cuvântul meu de suflet, bucuria din suflet, pentru că un jurnalist nu poate exista decât împreună cu comunitatea. Să aveți inspirație, să aveți întâlniri fabuloase cu oameni care să vă inspire și care să merite prezentați și să puteți da mai departe. Ați spus că aveți și colegi foarte tineri și învățați unii de la alții. Mi se pare extrem de important să transmiți. Poate nu mai e atât de magnetică meseria asta. Nu știu. Este minunată pentru că... Pentru noi, da, doar că trebuie să le explicăm și altora. Asta e, da, nu-mi dau seama cât de tentantă mai e pentru tineri astăzi. Așa că mă bucur că aveți o echipă în care sunt toate, bănuiesc că și toate background-urile de formare profesională. Dumneavoastră sunteți inginer, chimist. Mi-a plăcut să descoper. Mai întâi la nivel micro, particulele, substanțele, și am trecut la nivel macro, oamenii și comunitatea. Minunat. Foarte frumos. Să-l invităm pe domnul viceprimar să vă ofere diploma și trofeul. Felicitări, Valentina. Vreau să vă mărturisesc că noi ne știm de foarte mulți ani. Am fost colegi de breazlă o mare perioadă. Eu am trădat breazla jurnaliștilor, dar atât pot să spun. 24 de ani de presă pentru Valentina. Wow! Este extraordinar. Felicitări, Valentina, pentru tot ceea ce faci. Și felicitări pentru modul în care reflecți comunitatea buzoiană în ansamblu, pentru că sunt subiecte diverse și faptul că ziarul Opinia a rămas în continuare un etalon al presei scrise, spun eu, din România. Felicitări încă o dată! Felicitări! Mulțumim. Vorbim în continuare despre o voce care promovează Buzăul în circuitul turistic și are o vastă experiență în acest domeniu. Este vorba despre doamna Cristina Partal, membră în rețeaua europeană a geoparcurilor, președintă Antrec Buzău și face parte și din echipa ce a reușit ca ținutul Buzăului să fie declarat Geoparc UNESCO. Și turismul și industria ospitalității sunt, se pare, o tradiție de familie, iar Cristina Partal consideră că e o datorie firească să promoveze frumusețile României. Vă invităm să o cunoaștem împreună pe doamna Cristina Partal. Dacă vrei să cunoști un om, trebuie în primul rând să-ți rădăcinile lui și vezi cât de ancorate sunt în pământ. Știți că există și o întrebare, bine, bine, dar tu de unde ești de pământ? Și îmi place foarte mult expresia asta de la noi din popor, pentru că încă o dată stabilește relația om-natură, cum spuneați, relația om-pământ, este ceea ce ne definește. Dacă facem o paralelă cu produsele locale, pentru ca un sortiment de vin sau cârnații de pleșcoi sau un sortiment de brânză să fie foarte apreciați, se verifică teroarul. Și atunci acest teroar, dacă este garantul unei calități pentru un produs gastronomic, oare de ce n-ar fi și pentru om? Pământul este cel care ne definește și atunci tot ce se trage de aici, seva noastră, tradițiile, obiceiurile, legendele, folclorul, limba noastră, toate astea ne caracterizează. Ăștia suntem noi, românii. Mentalități, atitudini, comportamente, de aici ne trage, din acest pământ. Cât de grea a fost munca pentru înființarea acestui geoparc? În 2006 s-a demarat acest proiect la inițiativa Consiliului Județean Buzău, cu sprijinul profesorului Alexandru Andrășanu de la Universitatea din București, dumnealui fiind inițiatorul unui celuilalt geoparc UNESCO, Țara Hațegului, și evaluator UNESCO și, în fine, persoana care are cel mai mare know-how în România pe dezvoltarea de teritorii geoparc UNESCO. Și eu am citit într-un ziar local despre acest proiect. Am mers la Consiliul Județean, foarte drăguți și amabili echipa de acolo și am hotărât să-l revitalizăm împreună cu Consiliul Județean.
În 2022 am avut, județul Buzău a avut șansa de a se mândri cu un astfel de teritoriu UNESCO și iată că astăzi sunt și eu în echipa Geoparcului din partea Consiliului Județean. Cristina Partal, vă invităm alături de noi. Încep cu cea mai lumească întrebare. Unde era casa aia frumoasă cu soba aia minunată și mușcate la ferestre? La mine acasă. O, Doamne! Ce frumos! Dar ea poate fi și cămin temporar pentru turiștii care ajung la Sărata Monteoru. Noi acolo locuim, familia Partal. Și ne regăsiți în fiecare zi și în fiecare seară. Vă așteptăm cu drag la Sărata Monteoru, stațiunea balneoclimaterică a Buzăului. Trebuie să recunosc, o să mărturisesc acum, dau din casă, n-am public ce să fac. Ne-ați câștigat când ați menționat cârnații de pleșcoi. Nu e un secret că noi dimineața la matinal vorbim foarte mult despre mâncare. Foarte mult despre mâncare și când e și mâncare tradițională. Cu atât mai și mult. Și ar trebui cumva să încercați și faimosul babic de Buzău. Eu sunt jumătate buzoiancă, jumătate telormăneancă și din partea asta de Buzău mă trag din neam de sârb grădinari. Ah, ce frumos! Noi chiar acum, în acest moment, în această clădire, ne aflăm în sărbăria Buzăului. Așa că sunt cumva la mine acasă și mă simt destul de confortabil. Iar acest produs tradițional a fost considerat acum într-o publicație unul dintre cele mai bune salamuri ale lumii. Așa că s-a făcut un top, așa e. Exact. Așa că despre care, bineînțeles, am vorbit la televizor când am văzut o asemenea noutate. Ne-a plăcut că e legat de mâncare tradițională. Da, și babicul de Buzău este un produs al acestei etnii, a sârbilor grădinari din municipiul Buzău și împrejurimile, care, de fapt, nu sunt sârbi, de fapt, ei sunt bulgari, dar asta este o altă poveste. Povestiți-ne acum cât de greu este să transformi un ținut, o zonă, în geoparc UNESCO. 18 ani a durat la Buzău, da, a durat 16 ani, 18 ani acum, aveți dreptate, 18 ani acest proiect. 16 până în momentul în care am fost acreditați, dar procesul este continuu. Pentru că anul viitor teritoriul va fi din nou evaluat. Evaluatorii UNESCO vor reveni la Buzău și vor vedea dacă noi întrunim criteriile în continuare. Da, și am urmat recomandările lor. Este un proces care implică întreaga comunitate. Chiar dacă inițiatorul a fost Consiliul Județean Buzău împreună cu Universitatea din București, fără oamenii de acolo, din cele 18 comune, fără primarii de acolo, fără instituțiile județene, autoritățile locale, fără sătenii din acele comunități, nu s-ar fi realizat nici acum poate nimic. Cum le-ați explicat oamenilor ce înseamnă că fac parte dintr-un ținut, dintr-o zonă, și că ar trebui să fie mândri și că merită, și că merită efortul. Nu e un deranj suplimentar în viața lor. Încă o bătaie de cap. Da. Gândiți-vă că, practic, acest teritoriu a fost luat la pas încă din 2006 de mai multe echipe de specialiști din diferite domenii. Au venit și din alte țări. Inclusiv am avut un proiect cu un geoparc din Norvegia. Și toți oamenii aceia au vorbit cu localnicii pentru a afla istoria locului, pentru a afla problemele locului, pentru inclusiv, eu știu, situația nitriților din apele locale. Adică s-a ajuns într-un punct de cercetare asupra teritoriului destul de avansat. În primul rând, așadar, trebuie să informezi comunitatea locală și să vezi dacă acești oameni sunt de acord cu proiectul pe care tu încerci să-l dezvolți. Geoparcurile la nivel mondial sunt, în primul rând, teritorii de dezvoltare durabilă. Ele sunt un concept, deci asta nu înseamnă că dacă un teritoriu devine geoparc internațional UNESCO, sunt îngrădite, eu știu, anumite activități, anumite acțiuni.
Nu există o legislație în acest sens specifică pentru asta, doar că geoparcurile internaționale UNESCO promovează în primul rând dezvoltarea durabilă. Și atunci orice acțiune a autorităților locale, a oamenilor, a antreprenorilor, a ONG-uri, instituții, tot ce se întâmplă în comunitate, toți stakeholderii de acolo trebuie să acționeze în spiritul geoconservării, a păstrării patrimoniului natural, patrimoniului cultural și, în general, în spiritul dezvoltării durabile cu care ne-am obișnuit cu toții. Prinde bine asta și o astfel de abordare în fiecare regiune a țării, de fapt, ca să rămână tot ce e valoros acolo. Deci oamenii au fost deschiși, au fost dispuși să vorbească cu specialiștii, să oferă informațiile. Sigur că da, nu de la început, bineînțeles. De asta zic că uneori există așa o mică rezistență către outsider. Cu multă muncă și cu puterea exemplului. Și ne-a ajutat foarte mult că județul Hunedoara și Țara Hațegului deja aveau un geoparc internațional UNESCO, plus vizitele care au fost ulterior ale altor specialiști din alte geoparcuri. Sunt de acord, de pildă, să nu-și modifice casele sau să le restaureze în stilul locului, să nu intervină nepotrivit asupra lor. Să nu le dărâme și să construiască altele. Da, există deja un ghid privind tipologia arhitecturală a județului Buzău. M-aș bucura foarte mult ca locuitorii de la sate să-l respecte. Ce le-au făcut de ordinul arhitecților, care e minunat. Da. Din păcate, probabil că foarte multă populație de la sate vine din țări străine unde a muncit și probabil că li se pare că acolo este mult mai frumos și mai elegant și probabil că la un moment dat își vor da seama de pierderea pe care ei au realizat-o în viață. Am trăit să conving o familie de tineri din Pietroasele să nu dărâme casa bătrânească cu soclu de piatră, cu dantelărie absolut excepțională și nu au vrut. Așadar, uneori ne iese, alteori nu ne iese. Da. Și nu e întotdeauna, poate am observat asta, deci cu atât mai mare admirație pentru lupta pe care o duceți, nu e întotdeauna neapărat că au văzut modelul sau că își doresc ceva modern. Sunt uneori și resurse limitate care te fac să optezi pentru o soluție mai neprietenoasă cu specificul locului. E greu să mai găsești meșteri tradiționali, poate pentru o tâmplărie adevărată la o casă din lemn. Și în general ne trebuie și răbdare pentru lucrurile astea făcute tihnit. Răbdare. Dar poți să nu distrugi, de pildă, să nu dărâmi măcar. Felicitări și vă mulțumim tare mult. Îl invităm pe domnul consilier local Teodor Cojocaru să vă înmâneze. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc echipei primăriei. Dacă vreți, eu să să adresați câteva cuvinte. Da, chiar aș dori. Și dumneavoastră, domnule consilier. O las pe dânsă. Da, vă mulțumesc echipei primăriei municipiului Buzău pentru acest moment de recunoaștere a activității mele și, sigur, mulțumesc foarte mult familiei mele și proprietarilor din Antreg, din asociația noastră, pentru că datorită lor am avut cumva un parcurs bun. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a luat de mână și m-a dus pe acest drum care îmi place foarte mult și aș vrea să dedic trofeul pe care astăzi mi l-ați mânat tatălui meu, Petre Partal, care cumva și-a lăsat amprenta asupra, nu numai asupra familiei lui, dar și asupra acestor meleaguri și sunt convinsă că de acolo de sus se bucură foarte mult și că este mândru nu numai de mine, dar și de județul acesta, așa unde a ajuns acum, de nivelul la care este acum. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumim și noi! Mulțumim. Vorbim în continuare despre cineva care, atenție, a asistat la nașterea peste 4.000 de copii de-a lungul anilor, petrecuți cu dăruire în sala de nașteri. Este președinta Asociației Moașelor Independente din România, vicepreședinta Asociației Europene a Moașelor Independente și prima moașă din România,
care au obținut titlul de doctor în medicină. Melania Elena Tudose a fost prima moașă cooptată în corpul didactic academic al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila și al Universității Biotera din București. Și, foarte interesant, a inițiat proiectul Caravana cu Moașe, care are drept scop sprijinirea femeilor din medii defavorizate care nu au acces la îngrijiri medicale de specialitate. Și aflăm povestea ei chiar acum, mai întâi, dintr-un mic reportaj. Se spune că moașa are ochi de vultur, inimă de leu și mâini de prințesă. Trebuie să aibă foarte multă empatie, trebuie să fie însă foarte curajoasă, trebuie să fie foarte bine pregătită. Bine, o moașă nu face numai, nu se ocupă numai de asistență la naștere, moașa are o plajă mult mai largă, se ocupă și de sarcină, de femeia gravidă, se ocupă și după naștere de femeia lăuză, o consiliază în alăptare, deci are o plajă mult mai mare. Poate se ocupe chiar de consilierea femeii la menopauză sau de educația pentru sănătate pentru tineri. Cele mai mari satisfacții au fost atunci când am simțit că femeia a avut o experiență pozitivă la naștere, că am putut să o ajut să aibă o naștere naturală, fără prea multe intervenții sau chiar fără deloc nicio intervenție și că a fost un proces natural. De ce? Pentru că nașterea este un eveniment firesc de viață și așa trebuie să-l și luăm ca atare. Nu este un act chirurgical. Nașterea este un moment de maturizare a femeilor și atunci trebuie să le ajutăm să-l parcurgă așa încât ulterior să devină o împlinire pentru dumnealor, să nu fie o traumă. Și atunci am avut satisfacțiile cele mai mari în momentul în care am reușit să fac lucrul acesta și pot să spun că au fost destul de multe situații și chiar pot să spun că am 40 de ani de profesie, 22 la sala de nașteri, eu pot să spun că mi-am făcut meseria. Asociația Moașelor Independente, care a fost înființată în 2013, are două scopuri foarte importante și anume reabilitarea profesiei de moașă în România, care este foarte necesară, este chiar o nevoie de siguranță națională și accesul universal al femeilor la serviciile de sănătate a reproducerii. Sunt vicepreședinta Asociației Europene a Moașelor. Sigur că avem o serie de obiective și vizează, în primul rând, profesia de moașă, dar la fel și sănătatea femeii și a copilului. Ne-am propus să aducem profesia de moașă în Europa la un nivel aproximativ egal, pentru că există niște inegalități, mai ales între Occident și țările estice. Și avem o serie de evenimente și de acțiuni pe care le organizăm pentru a reabilita profesia de moașă acolo unde sunt probleme. Din păcate avem mari probleme vis-a-vis de plănic familial, vis-a-vis de educația tinerilor pentru sănătate, vis-a-vis de problema, de exemplu, a mamelor minore, deci în România, jumătate din mamele minore sub 15 ani din Europa sunt la noi. O treime din mamele minore, deci până în 18 ani, la fel, din Europa, sunt la noi, lucru care nu este chiar bun pentru țara noastră și nu ne face o imagine bună și pleacă și de la acest deficit de educație pentru sănătate în rândul tinerilor, pleacă de la planning-ul familial deficitar în România și cred că moașa ar avea un rol determinant în această problemă și cred că ar fi benefică introducerea ei în sistem. Vă invităm alături de noi, Melania Elena Tudose, felicitări! Cum era, ochi de vultur și mâini de prințesă? Da, și inimă de leu. Și inimă de leu. Da. Ce frumos spus! Foarte multe într-un singur om și foarte diferite. Ce mai trebuie să știe o moașă? Moașa trebuie să știe să-și coordoneze asistența după femeia pe care o are în față. Adică moașa acordă îngrijire centrată pe femeie și individualizată. Deci, pentru că nicio pacientă nu este la fel cu cealaltă. Da, așa este. Și moașa trebuie să știe ce spuneam și să reușească să împlinească femeia respectivă, să treacă să parcurgă această etapă într-un mod pozitiv, cât mai pozitiv se poate. Toate femeile din România merită să aibă o experiență pozitivă la naștere.
Sunt două lucruri importante pe care aș vrea să le discutăm cu dumneavoastră. Primul ar fi ce înseamnă reabilitarea meseriei de moașă. Care este stadiul? De ce e nevoie de acest lucru? Care este stadiul acum și ce sperați să reușiți pe viitor? În primul rând, profesia de moaș a revenit în România datorită unei condiții impuse de Uniunea Europeană. A revenit în 2005, odată cu înființarea facultăților de moașe și asistență medicală, specializările de moașe. În 2005 au fost 9 universități de medicină care au deschis porțile pentru această specializare. Din păcate, acum 2 ani ne-am trezit în fața faptului că mai rămăsese un singur program și acela a fost la Universitatea Dunărea de Jos Galați. Și cu eforturi mari din partea asociației noastre am reușit să redeschidem secția de la Carol Davila, de la Universitatea de Medicină din București. De ce se întâmplă asta? De ce credeți că... Nu e la modă? Nu trebuie realizează. Să fie la modă, este o profesie necesară și este o profesie esențială. Dacă ne dorim generații viitoare sănătoase, noi trebuie să avem moașa în comunitate, moașa în instituțiile materno-infantile și moașa are o plajă foarte largă, v-am spus, de acțiune, începând de la educația pentru tineri până chiar merge poate la consilierea femeii în menopauză. Este foarte greu de explicat atâta vreme cât dacă ne uităm în țările occidentale, nu departe de noi, și mai ales dacă ne uităm în țările nordice, observăm că acolo moașa este pionul principal în asistența medicală primară în sănătatea reproducerii. Și dacă vă uitați la indicii dumnealor de sănătate reproductivă, veți vedea că au indicii ideali, iar România este codașă. Din păcate, trebuie să spun lucrul ăsta, suntem la coada Europei și suntem arătați cu degetul. Avem cea mai mare mortalitate maternă. În 2021 am pierdut 51 de mame. Deces la naștere, adică? Da. 51 de mame. Deci, ceea ce este enorm. Este enorm. Este enorm. Da. Spunea Ana puțin mai devreme, la noi pare să fie o luptă. De ce? Lipsă de educație, lipsă de informare. Ce ne lipsește? Ne lipsește moașa. Ne lipsește moașa. De ce ne lipsește moașa? Este moașe ar fi, da. Nu? Adică... Nu. Moașe, deci avem 933 de moașe licențiate. Pentru că în acest nu moment. Au unde să se formeze sau pentru că nu știu că pot deveni asta? În primul rând, nu pentru că avem deci doar 2 universități. În al doilea rând, da, nu este o profesie foarte popularizată, deși v-am spus, este esențială și noi ne încăpățânăm să nu vedem în continuare meritele ei. Nu știu să vă explic unde a fost gapul și ce s-a întâmplat și nu m-aș mai uita cumva înapoi, m-aș uita înainte și aș invita cetățenii României, pentru că eu ceea ce spun este foarte important. Deci femeia însărcinată are nevoie de consiliere pe tot parcursul sarcinii. Psihologia copilului se formează încă din burta mamei. Nimeni nu poate înlocui moașa, vă spun, și nu vreau să fiu patetică. Este niciun alt specialist, ca să nu zic lucrător în sănătate, oricât și-ar dori, nu poate să înlocuiască moașa sub nicio formă. Dacă ne uităm la rata de cezariene, da? Femeilor din România le este frică să nască. Moașa poate să le redea această încredere și încredere în ele. Pentru că moașa este specialistul în fiziologia obstetricală. Deci, ea nu se ocupă de patologie, o recunoaște și o referă mai departe. Dar, cum spun colegele noastre din Occident, toate femeile au nevoie de moașe, foarte puține din ele au nevoie de un medic. Ce ați învățat din modelele străine? Cred că v-am zărit într-o poză cu prințesa Anne. Nu știu dacă era prințesa Anne. Era prințesa Anne. Am avut onoarea să o cunosc în 2016 la conferința pe educația moașilor europene. Conferință care s-ar putea în 2025 să vină în România. Este o conferință foarte mare și cu multe moașe care vor veni la momentul respectiv. Prințesa Anne este protectorul moașelor din Marea Britanie, patronul lor. Ne-am dorit și noi un astfel de protector în România. Și chiar vreau să spun că are acțiuni împreună cu moașele și activități. În Anglia, Marea Britanie are 35.000 de moașe. Franța are 27.000 de moașe, 933 moașe licențiate, dar lucrează doar 600 în sistem, pentru că, datorită faptului că sistemul de sănătate românesc nu deschide posturi pentru dumnealor, deci le-am format
și pleacă afară, să știți. Anglia dorește mai multe moașe pentru că vor îngrijirea continuă cu moașa. Aceeași moașă pe parcursul sarcinii, aceeași moașă la naștere, aceeași moașă după, pentru că este o legătură fantastică între femei și moașe. Se creează o prietenie și o stabilitate extraordinară și asta este benefică pentru, atât pentru mamă cât și pentru copil, cât și pentru familie, să știți. Vă invităm să acceptați premiul și vă mulțumim pentru răgazul ăsta în care am învățat foarte multe. Da. Îl invităm pe domnul consilier Coșocaru să vă înmâneze diploma. Mulțumesc mult. Din partea mea. Vreți să vă ajut eu? Da. Da? Da, sigur. Mulțumesc mult. Și aș avea un mesaj. Aș avea un mesaj pentru toți cei care ne ascultă în momentul acesta. Să știți că meseria de profesia de moașă este o profesie nobilă și deosebită. Aduce foarte multe satisfacții. Și nu este numai pentru femei, să știți. Avem și mamoși. Avem băieți. Avem și un mamoș în România, care este și medic. A făcut și facultatea de moașă și din medicina. V-aș ruga să popularizați această profesie și să încurajați tinerii să acceseze cele 30 de locuri care sunt anul acesta la Facultatea de Medicină și Farmacia Carol Davila din București și 40 de locuri la Universitatea Dunărea de Jos Galați. Mulțumesc pentru mult. Această specializare. Pentru această specializare, corect. 70 de locuri, deci da. Pentru sesiunea aceasta avem, în România. Avem nevoie de moașă. Mulțumim tare foarte mult. Vă iau microfonul. Rămânem tot în domeniul medical și vorbim în continuare despre unul dintre medicii de perspectivă ai Buzăului, care a lăsat capitala pentru Spitalul Județean. Ștefania Manolescu e medic specialist de chirurgie generală și directorul medical al spitalului, în care și-a propus să înființeze o secție de neurochirurgie. Este unul dintre medicii care nu se lasă, medicii care nu se lasă ai României, un doctor care, din locul în care se află, vrea să facă lumea să fie un pic mai bună. Și, de fapt, asta e ideea, tot asta timpul. Este ideea. O cunoaștem mai întâi pe Ștefania Manolescu dintr-un mic reportaj. De mică am știut că asta voi face toată viața mea, voi fi chirurg. Nu știu ce mi-a insuflat mie toată povestea asta, doar că am știut că acolo voi ajunge, voi da la medicină, voi face chirurgie și voi ajunge chirurg. Pentru mine chirurgia înseamnă mai mult decât orice altceva. După operație reușită te simți împlinit. Nu există, cred că, o bucurie mai mare decât faptul că pacientul se uită la tine și îți mulțumește și vezi în ochi mulțumirea că ai reușit să faci ceva pentru el. Asta e cea mai mare mulțumire. Sunteți cel mai tânăr director medical pe care această instituție l-a avut. Cu ce provocări a venit această funcție? Inițial, când mi s-a propus și am acceptat să fiu director medical, le mulțumesc oricum tuturor celor care au avut încredere în mine, domnului manager, domnului Neagu, că au avut încredere să-mi oferă această șansă pentru a putea demonstra că, pe lângă faptul că mie îmi place foarte mult chirurgia, pot încerca cumva să ajut și această unitate sanitară și să creștem oarecum împreună. Ați reușit înființarea unui compartiment de neurochirurgie. Cât de dificil a fost acest lucru? Este dificil oricum să înființezi orice ai vrea să fie nou într-un spital. Pe lângă birocrația care există, există și lipsa de personal specializat. Noi am reușit să înființăm acest compartiment de neurochirurgie la Buzău. În acest moment sunt 5 locuri. Într-adevăr, avem nevoie de medici neurochirurgi. De aceea noi am trimis și asistente la specializare, au fost la Spitalul Bagdazar, unde au făcut un curs intensiv de 2 sau 3 săptămâni pentru a fi familiarizate cu neurochirurgia, pentru că, deși există multe specialități chirurgicale, fiecare are ceva aparte și atunci trebuie să cunoști instrumentarul, trebuie să cunoști manevrele și oarecum să știi ce anume se operează acolo. Ne dorim, atât eu cât și domnul manager, pe viitorul apropiat, să reușim să aducem și 2 neurochirurgi la Buzău. Unde vă vedeți peste 10 ani, de exemplu?
Peste 10 ani mă văd tot în Buzău. Nu îmi doresc acum să plec undeva de aici. Dar probabil cu o altă mentalitate, probabil evoluând și eu ca persoană, evoluând și spitalul în bine. Nu-mi doresc în momentul ăsta să plec undeva. Doamna doctor Ștefania Manolescu, vă invităm alături de noi. Felicitări! Între timp, secția de neurochirurgie chiar s-a născut și crește. Da, s-a născut, din fericire s-a născut un compartiment de neurochirurgie în cadrul secției de chirurgie generală. Dar avem nevoie de medici, avem nevoie de oameni să lucreze în această secție, pentru că degeaba le înființezi dacă nu ai cu ce să le și populezi. Cum îi atragi pe oamenii ăștia? E eterna problemă. Este o problemă pentru că eu consider că undeva ei ori nu sunt informați, ori nu înțeleg că nu este o diferență între București și Buzău. Nu este nicio diferență. Asta voiam să vă întreb. Cum de-ați lăsat Bucureștiul pentru Buzău? A fost o decizie pe care ați luat-o cu greutate? A fost o decizie ușoară? Nu. A fost o decizie foarte ușoară. Am plecat din București. Bucureștiul este foarte aproape, eu îmi pot vedea părinții oricând. M-am mutat la Buzău și am rămas uimită pentru că nu îl știam, orașul Buzău. Am trecut de câteva ori prin el, dar nu îl știam ca și oraș, nu știam cum este. Și sincer am fost plăcut, impresionată de tot ce poate oferi Buzăul ca și județ. Tot ce poate oferi Spitalul Județean, când am văzut că nu îmi lipsește nimic, cam tot ce aveam și în Spitalul Universitar de unde eu am venit, din Spitalul Floreasca, chiar mai mult, și atunci te simți împlinit. Și toate astea îți dau și o putere de a munci și să treci peste tot ce ție ți se pare imposibil și să mergi unde vrei tu să ajungi. Sunteți director medical. Cum coagulezi o echipă în jurul tău să fie motivată, să-și dorească cu adevărat să fie acolo și să aibă și satisfacție profesională și umană? Da, noi suntem fir diferite cu toții. Noi medicii cumva suntem și un pic orgolioși. Și atunci eu le mulțumesc din sufletul meu colegilor mei, pentru că fără ei și fără ajutorul lor și înțelegerea lor, nu, Spitalul Județean acum n-ar fi fost ce este. Am reușit totuși să ne înțelegem toți, să reușim să formăm echipe. Este foarte important, au venit și medici tineri. Și atunci noi ne înțelegem, discutăm, colaborăm. Mai există mici divergențe, dar trecem peste ele și totul trebuie să fie pentru binele pacientului. Așadar, prioritatea zero este binele pacientului. De ce chirurgie? Chirurgie mi-am dorit de când eram copil. De când m-am născut, cred că mi-am dorit chirurgie. Tatăl meu a murit când eu aveam 14 ani de un cancer. Și tatăl meu era sufletul meu, ochii mei din cap. Eu atunci am promis că nu mă voi abate de la drumul pe care mi l-am ales. Și deși el a murit cam cu o săptămână înainte să dau eu examen de capacitate, am reușit să mă concentrez și să reușesc să ajung unde îmi doresc. Iar chirurgia este viața mea. Care a fost cea mai grea, cea mai complicată operație pe care ați realizat-o? Sincer, cea mai complicată și cea mai grea a fost aici în Buzău. Am avut un pacient de 40 de ani care am crezut că nu va ieși din sală, un pacient care a sângerat masiv. Am reușit să găsim sursa sângerării, a fost o operație de 8 ore într-o gardă. Am reușit să găsim sursa sângerării, dar de obicei post-operator, după ce pierzi o cantitate mare de sânge, totul se decompensează. Și a fost uimitor să văd că acel pacient, fiind și tânăr, a avut totuși resursele necesare să depășească acest hop, cu ajutorul colegilor din terapie intensivă, care l-au susținut în permanență, acest pacient a plecat acasă, pe picioarele lui. Asta a fost uimitor și a fost cea mai mare bucurie care se poate întâmpla. Ce vă spuneți în momentul în care intrați în sala de operație? Eu nu mi spun nimic, pentru că în sala de operații, deși noi învățăm, cunoaștem tehnici, cunoaștem organele, cunoaștem tot ce ar trebui să știm, dacă nu există ceva sus care la un moment dat, în momentul în care ai cea mai mare nevoie tu de o sclipire, ceva ți-o trimite. Nu pot spune că sunt eu, pentru că fără acel ceva care să mă îndrume cum să fac, deși eu știu carte efectiv, n-ai putea să faci. Ai nevoie de har? Ai nevoie de ceva, de cineva atingere care divină. Te atinge. De un înger păzitor?
Să-i spunem înger păzitor. Așa și dacă spunem. Mai vine și îngerul păzitor al pacientului și îngerul păzitor al asistentei, ne e o echipă. Mulțumim tare mult și multă putere de concentrare, de muncă, de a ajuta și curaj să fortificați secția, să devină o secție, să nu fie un compartiment într-o secție. Doctor neurochirurg care să se mute la Buzău și să lucreze alături de dumneavoastră. Da, așa mi-aș dori. Vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au susținut. Vreau să mulțumesc și celor care m-au inclus în acest proiect, nu m-aș fi gândit vreodată. Mulțumesc domnului primar, mulțumesc doamnei viceprimar Oana Matache. Sincer, nu m-am gândit că eu pot cumva să fiu ceva așa, nu știu, sunt un om normal și asta fac din tot sufletul în fiecare zi. Dar fără să vreți, v-ați transformat într-un reper. Mulțumesc. Domnul Tudor Cojocaru vine să vă rămâneze diploma. Vă mulțumim foarte mult, felicitări și mult, mult succes în continuare. Ei, ce frumos! Doamna despre care vom vorbi în continuare vrea să protejeze mediul înconjurător, promovează reciclarea și un stil de viață sustenabil și visează ca strategiile pentru a obține toate acestea să fie la îndemâna tuturor. Mihaela Sofronea și colegii săi de la Green Group au reușit să identifice soluții pentru comunitate și să schimbe felul în care ne raportăm la mediul în care trăim. Au obținut, de exemplu, recuperarea a kilograme întregi de metale perețioase din telefoane mobile vechi reciclate. Am ales informația asta pentru că m-a fascinat, nici nu știam că se poate. Se poate. Și-a depășit activitatea din domeniul comunicării și s-a implicat activ în realizarea mai multor investiții în Buzău, de la crearea unui parc și până la dotarea unor școli și spitale cu aparatură modernă. Foarte interesant. Până să o cunoaștem, vedem mai întâi un reportaj în care ne spune singură despre activitatea sa. Cred în puterea exemplului și în momentul în care tu faci un bine, atunci cu siguranță și cei din jurul tău vor lua acest exemplu de la tine și se vor implica în comunitate. Și sunt norocoasă să spun că prin natura jobului pe care îl am și a funcției, reușesc să mă implic în proiecte care pot schimba viața comunității buzoiene. Sunt foarte multe. Ultimul pe care l-am gestionat a fost cel cu Fundația Comunitară Buzău, în care am susținut comunități, ONG-uri și grupuri de inițiativă cu impact în comunitate și au fost peste 18 proiecte în ultimii 2 ani și peste 10.000 de beneficiari în Buzău, dar și în jurul Buzăului. Proiectele în care noi ne-am implicat au mers în zona de educație, mediu și sănătate. Și îți dau un exemplu că atunci în pandemie am susținut foarte mult spitalele și școlile, am dotat spitale și școli. Apoi, odată ce am depășit acest moment, ne-am direcționat către o zonă în care am vrut să aducem și cultura mai aproape, locuri plăcute unde buzoienii să-și poată petrece timpul liber și să promoveze niște valori pozitive și am donat acel ecran din Parcul Tineretului și sunt tare bucuroasă vara când văd atât de multă lume că merge la film și interacționează acolo și totodată un proiect foarte drag nouă este Grădina Urbană, un loc care s-a transformat într-o oază de verdeață, un loc din zona industrială unde oamenii și copiii se bucură de un spațiu verde și de interactivitate. Ceea ce am învățat din anii mei de experiență e că atunci când faci un bine, nu trebuie să aștepți nimic în schimb. Și acest lucru îți aduce bucurie. Și de fapt, cred că astea sunt valorile care ne motivează pe toți cei din companiile noastre să promovăm aceste proiecte și să le dăm viață. Ca să fii un lider nu trebuie să spui vorbe,
trebuie să și faci niște fapte bune. Cred că este o îmbinare a tuturor acestor dorințe personale cu partea profesională și eu sunt norocoasă să fac ceea ce îmi place. Sunt buzoiancă prin alianță, dar mă simt cu adevărat buzoiancă pentru că aici este locul în care eu îmi petrec timpul, aici este familia mea și îmi doresc ca toate lucrurile, atât cât pot să mă implic, să fie bine pentru mine și pentru comunitate. Vă invităm alături de noi. Vă invităm alături de noi, doamna Mihaela Săfronea. Microfonul, vi-l ofer chiar acum. Lucruri foarte diferite. Pe de-o parte, tot felul de gadgeturi și lucruri simpatice pentru divertisment, recreere în mijlocul orașului. Pe de altă parte, aducerea naturii în mijlocul urbanului. De unde vă vin ideile? Ce e în plan în perioada următoare? Da, noi suntem într-o zonă în care lucrăm cu deșeuri. Și deșeurile sunt ceva urât. Așa le percepem, ceva rău, dăunător pentru natură, pentru noi. Și noi vrem să ne descotorosim de ele cât mai repede. Sperăm că vrem să ne descotorosim de ele. Și noi vrem să învățăm oamenii, să le arătăm, prin activitatea pe care o facem, că deșeurile sunt niște resurse și pot fi recuperate și ele pot ajunge la noi. Și astfel noi reușim să curățăm, să fim sănătoși, să trăim într-un mediu curat. Și să valorificăm, mi-a plăcut ideea cu telefoanele, și ceva resurse din interiorul deșeului. Cred că tuturor ne-ar plăcea să știm că sticlele folosit de plastic pe care le folosim putem să le transformăm în tricouri sau în alte sticle, sau telefoanele pe care le avem putem să le transformăm, să le reciclăm și apoi să le dăm o nouă viață și să le transformăm în bijuterii, dacă vrem. Da? S-a mai transformat mentalitatea și dorința oamenilor, s-au mai transformat în ultimii ani, pentru că vorbim foarte mult de reciclare, știm în principiu ce ar trebui să facem, nu știu cât aplicăm. Este greu să-l convingi pe om să recicleze? Să-și bată capul cu asta? Pentru unii e o bătaie de cap. Cred că ar trebui să ne gândim mai întâi la noi, la fiecare dintre noi. Dacă avem un lucru pe care l-am folosit și nu ne mai trebuie, să nu-l lăsăm aruncat, pentru că nu ne place când mergem și vedem gunoaie, nu ne place când simțim aerul că nu îl putem respira. Și atunci, de fapt, este despre fiecare dintre noi. Noi suntem un ambasador, un erou al planetei. Putem să facem lucruri bune și asta ne îndeamnă și pe noi mai departe să facem și să ne implicăm în comunitate, pentru că știm că putem schimba mentalități. Oamenii sunt receptivi, oamenilor le place să trăiască frumos, să trăiască bine, și atunci când tu ești bine cu tine, evident că poți să fii și cu cei din jur. Și da, mentalitatea oamenilor s-a schimbat. Pentru că avem și posibilitatea, avem și acces la informație, avem și suportul autorităților. Buzoienii trăiesc într-un oraș frumos, trăiesc într-un oraș care s-a schimbat foarte mult în ultimii ani, și atunci e vorba despre noi, care trebuie să fim în acest trend în care vrem să trăim într-un loc frumos. Despre schimbarea mentalității aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte, pentru că mi se pare fascinant. Ne tragem dintr-o perioadă în care, cred că am prins cu toții, mergeam la școală cu sticle, cu borcane, cu manuale, cu maculatură, cu fier vechi la punctele de colectare. Undeva s-a rupt sau am asociat această activitate, aceste activități, cu faptul că le făceam în perioada comunistă. Dar ele erau bune. Cum s-a transformat mentalitatea de am ajuns iar să fie nevoie să învățăm, să ne sortăm deșeurile, să punem plastic la plastic, sticlă la sticlă, carton la carton? Și cât de greu este să ne readaptăm la acest sistem? Pentru binele nostru, în primul rând. E foarte ușor. În ultimul timp avem și instrumente. Evident, întotdeauna e loc pentru mai bine, dar
V-am zis, ține de fiecare dintre noi, e ușor să căutăm pe Google unde să ne ducem gunoaiele, unde să mergem să vizităm o fabrică de reciclare, ceea ce vă invit și pe voi să vedeți cum se transformă. Acolo? Eu sunt fascinat de tot ce înseamnă fabrici. Am fost o singură dată. Așa, ce se întâmplă? Eu intru în fabrica de reciclare și îmi place să merg acolo, odată prin natura jobului, dar și pentru că văd că se întâmplă o magie. Deșeurile, ceea ce pentru noi e un lucru murdar, îl transformăm. Știu cum, asta vă ziceam, cum sticlele de plastic se transformă într-un material care e folosit din nou într-o sticlă. Știu cum fierul din frigider ajunge în blocul motor al unei mașini și asta se întâmplă cu toate tipurile de echipamente și cu toate deșeurile pe care noi le avem în mână și cu toate echipamentele reciclabile. Și asta mă îndeamnă și pe mine să merg mai departe și sunt mândră să fiu astăzi aici pe scenă, să primesc această distinție. Mulțumesc doamnei viceprimar, mulțumesc domnului primar pentru surpriză și simt o bucurie enormă să cunosc atât de multe femei excepționale ale Buzăului și sunt sigură, sunt 100% sigură că ceea ce ne aduce aici este un suflet extraordinar mânat de pasiune. Cred că asta ne-a adus aici, o pasiune. O pasiune. O unește foarte frumos. Îl invităm pe domnul consilier local Valentin Dragu să vă înmâneze. Sau vă ajut eu pe parcurs. Bună ziua, domnule consilier. Bună ziua. Mulțumesc. Dacă doriți să adresați câteva cuvinte, la final. Foarte bine. Mulțumim tare mult. Mulțumim. Și felicitări. O cunoaștem în continuare pe doamna Irina Dumitru, de la pedagog la scriitor de literatură pentru copii. Este un pas foarte mic pe care domnia sa l-a făcut odată cu lansarea cărții Sophie, robotul cu suflet. Irina Dumitru e scriitoare de literatură pentru copii, copiii o iubesc, or asta e mare lucru pentru că se știe că cei mici sunt cei mai sinceri și mai pretențioși cititori. Ceața albastră, pierdut geniu, colțișor, face clătite. Asta vreau să o citesc eu. Bun. Și să-ți notezi și o rețetă. Piticul Darius, Oscar Vrăjitor și Autobuzul Prieteniei. Notați-vă toate aceste titluri, pentru că citindu-le o să vă bucurați enorm. O cunoaștem pe Irina Dumitru mai întâi din reportajul următor. Trăiesc de fiecare dată o bucurie de nedescris când un cititor îmi spune că i-a plăcut cartea. Cele pentru copii, vă spuneam că în Buzău cel puțin Sophie, robotul cu suflet, cred că este citită și a fost citită de enorm de mulți copii. Mă întâlnesc cu ei prin parc și mă recunosc și îmi spun: sunteți doamna care a scris Sophie, mi-a plăcut foarte mult. Sunteți doamna care l-a făcut pe Oscar. Oh, când scrieți volumul 2? Sunt momente care mă fac așa, să-mi doresc să mă duc acasă cu un chef de a mai scrie ceva. Am scris primul capitol și recunosc că pe vremea aceea căutam cumva validare și mi-a fost teamă să postez cu numele meu, așa că sub anonimat am pus pe Facebook primul capitol din Sophie, robotul cu suflet. Am avut parte de un feedback deosebit din partea unor persoane adulți, vreau să zic că 10 de persoane au spus că merită continuat. Școala românească ar trebui să se aplece puțin și spre autorii contemporani? Cu siguranță. A spus punctul pe i. Sunt atâtea cărți minunate, atâția autori, nu-mi vin în minte în clipa aceasta decât, uitați, Raluca Irimie, Marius Albert Neguț. Răzbat foarte greu cărțile, răzbat foarte greu autorii și, într-adevăr, e nevoie de ceva deschidere și către cărțile de actualitate. E loc pentru toți sub soare și, pe lângă literatura universală, trebuie să ne valorizăm, să ne apreciem scriitorii, căci, vă spuneam, sunt atâtea cărți pentru copii, cărți minunate, dar care
cu părere de rău o spun, nu ajung atât de mult în fața sau în mâinile unui cititor. Îmi place să las ceva în urmă, oriunde pășesc, oriunde pun mâna, să las ceva în urmă. Fie că este în activitatea mea din domeniul grădiniței, fie că este în domeniul editorilor. Îmi place, știți cum este, lucrul bine făcut, cu simț de răspundere și cred că acesta este principiul. Considerați că v-ați pus amprenta asupra comunității în care trăiți? Mi-aș dori să spun că da, sper să fie așa. Cu siguranță și faptul că astăzi m-ați invitat aici, poate că e un semn că da. Știu sigur că sunt o mulțime de copii din Buzău, pentru că am fost în clasele lor, m-au primit printre ei, am stat în bancă cu ei, mi-au arătat proiectele lor despre cărțile mele, mi-au spus gândurile lor, mi-au spus sincer și când doamna ieșea puțin din clasă, impresia lor, mi-au spus impresia lor sinceră. Cred că da, cred că am lăsat ceva în urmă, cum vă spuneam. Irina Dumitru, felicitări! Mulțumim pentru acest interviu. Sunt foarte curioasă ce v-au spus copiii, cele mai importante lucruri sau cele mai ciudate, pentru că e neprețuită întâlnirea asta nemijlocită cu ei. De curând am fost la Brașov și un copil mi-a spus că, doamnă, aveți un accent ciudat. Asta a fost ceva amuzant și plăcut. Copiii sunt sinceri, copiii nu o să te mintă niciodată. Dacă nu i-a plăcut cartea, îți va spune, n-o mai plictisit. Da. Ora asta m-a făcut să cred că sunt pe drumul cel bun. Copiii îmi spun că, doamnă, iubim cărțile tale, când mai vii, când mai scrii, când apare volumul 2 din Sophie. Am promis cu ceva vreme în urmă și nu m-am ținut de cuvânt nici astăzi. Am venit nu cu cărți în mână. Nu este timpul pierdut. Am venit și cu o carte pentru publicul adult, cu Ceața albastră. Nu m-am putut hotărâ cu ce să vin în mână să vă arăt. E o carte în care amintesc de județul Buzău și de asta am ținut să o menționez astăzi. Și sper să ajungă în mâinile cât mai mulți cititori, scuzați emoțiile. Vreau să mulțumesc doamnei viceprimar pentru ocazia oferită și domnului primar. Sper că să fiu suficient de meritoasă pentru a păși în urma atâtor femei minunate care astăzi s-au prezentat în fața dumneavoastră. Și aș mai vrea să spun ceva foarte important. Am scris în ciuda multor piedici, am scris pe vremea când legănam copilul, am scris pe telefon, cărțile mele s-au născut prin trudă. Vreau să cred că prin faptul că astăzi ne cinstim doamnele care reușesc să facă ceva, putem să insuflăm altor femei care cred că nu se poate face, se pot face nenumărate lucruri în ciuda piedicilor. Poți face facultate la 37 de ani, poți face master, chiar dacă este mai greu pentru o doamnă, trăim încă într-o societate în care trebuie să luptăm ca să putem obține ceva. Asta voiam să transmit tuturor. Mulțumim că ați punctat asta, pentru că nimeni nu-și imaginează despre celălalt, se văd doar rezultatele, nu-și imaginează ce a fost în spate, că poate n-au venit ușor, că poate n-au fost încurajați la vremea aia, că poate erau la o vârstă la care responsabilitățile erau multiple, cum ați spus, de studii universitare. După 30 de ani, nu e nicio problemă, am avut colegi la master de 70 și ceva de ani și mi-a făcut o mare plăcere. Voiam să vă... Andrei, adică se prea curioși. Pe când volumul 2 la Sophie? Dacă tot v-am prins, da, trebuie să întrebarea... ne dați un breaking news, o informație de ultim moment. Cred că după următoarea poveste care mi-a încolțit în minte, e vorba despre povestea lui Toast. Toast strică tot, cățelul care a reușit să-mi rămână în sub. Toast, cățelușul nostru, cățelușul care acum stă la curte, că nu i-a plăcut la bloc. Și vreau să-i scriu povestea. După el trebuie să punctăm și Sophie, volumul 2, atât de mult așteptată de copii.
s-a întâmplat ca niște copii, întâlnirile cu ei, să vă dea idei pentru deznodământul unei cărți sau pentru următoarea carte? Să țineți cont de ei? Da, mi se întâmplă adesea. Copiii chiar sau realizez împreună cu ei o continuare a ideii romanului, să schimbe sfârșitul romanului. Și încurajez, e un alt lucru la care țin foarte mult, încurajez copiii să scrie, plănuiesc și sper să se concretizeze ca la nivel de județul Buzău sau cel puțin la nivelul municipiului Buzău să reușim să creăm un loc unde să sprijinim copiii să aibă curaj să scrie. Și mă gândeam la un atelier de scriere creativă pentru copii. De anul acesta sunt membra a Ligii Scriitorilor din România și împreună cu doamna Elena Căpățână vrem să concretizăm acest demers și rugăm ca oficialitățile să ne sprijine în această direcție. Vă mulțumim frumos. S-a notat. Mai avem o întrebare. Vorbesc de validare la început. Cât e de important să n-aștepți validarea și să-ți vezi de treaba ta, în cazul dumneavoastră, de scrisul tău? Este foarte important să facem asta, dar astea sunt lecții pe care le învățăm zi de zi. Dacă nu cunoști și opusul, adică nu poți să te aștepți ca toată lumea să-ți iubească scrisul, ca toată lumea să rezoneze cu ceea ce spui tu. E firesc să avem opinii diferite. A fost o perioadă când simțeam nevoia să primesc validare. Acum mă detașez cât se poate de mult de acest lucru sau încerc să fac asta, dar vă spuneam că eram nevoită să lucrez în permanență cu cititorii, cu publicul, să postez în permanență pe Facebook, pe Instagram, pentru că altfel nimeni nu o să-și citească cartea. Începutul este dificil pentru toată lumea și dacă în spate nu există un PR și totul se face cu trudă, cu munca ta, e nevoie, într-adevăr, să te expui foarte mult și în public. Și de aici vine și validarea. Cartea și pe rețelele de socializare. Cu siguranță. Acum lucrurile vin și natural, nu mai sunt nevoită să fac acest lucru. S-au schimbat lucrurile, dar după 6 ani de muncă continuă. Deci da. Se poate. Se poate, mulțumesc deci frumos. Mulțumim. Domnul Valentin Dragu. Nu veți face. Și colțișor face clătite. O continuare și la el? Da. Bun. Mergem mai departe. Multiplă medaliată la Olimpiadele Naționale de Biologie, admisă la medicină fără examen, foarte bine, și acum studentă strălucită la Universitatea de Medicină Carol Davila din București. Diana Necula a tras admirația și simpatia tuturor când jurnaliștii au descoperit-o ca fata extrem de caldă și muncitoare care vindea legume la piață. Munca și educația au fost mereu pe primul loc în planurile ei și această rețetă s-ar putea să fie una dintre cele mai umane și mai frumoase căi de dezvoltare pentru un om. Pe scurt, programul, ca să vă faceți o idee, în cursul săptămânii merge la facultate, o să ne spunea mai multe, și la bibliotecă, iar în weekend-uri se întoarce acasă ca să-și ajute familia la treabă. O cunoaștem împreună chiar acum pe Diana Necula. De fapt, mă văd medic, poate și cu ceva inclinație către cercetare. Mă văd făcând ceva în legătură cu pasiunea mea pentru fizică, pentru că încă există și nu vreau să o las să rămână neexploatată, ca să spun așa. Te-a luat prin surprindere această celebritate de care ai avut parte așa peste noapte? Da, cred că pe toți ne-a luat prin surprindere, de fapt, pentru că de pe zi pe alta a devenit, nu știu, foarte cunoscută povestea. Și chiar a doua zi știu că, să zic, asta s-a întâmplat și a doua zi deja lumea venea la piață și era foarte, foarte încântată să ne cunoască. Crezi în puterea exemplului? Da, clar, pentru că și eu la rândul meu am avut exemple în părinții mei, în
în familie, de fapt, și în... am ales modele în viață, clar, toată lumea face lucrul ăsta, pentru că, până la urmă, lumea te inspiră. Admiri persoane și așa devii, poate pasionat sau îți creezi un stil de viață la un moment dat. Pentru că ai vorbit despre modele, ce ai luat de la fiecare în parte? Am luat de la, vorbesc acum strict despre mama, tata și sora mea, am luat de la tata ambiția, pentru că este un om foarte ambițios și descurcăreț și mereu mi-a plăcut stilul lui de a improviza, chiar dacă nu era pregătit. Am învățat de altfel de la el să fac față oricărei situații. De la mama am preluat perseverența, pentru că am învățat să fiu foarte concentrată pe ceea ce fac și să nu mă las atât de ușor bătută, adică trebuie să, dacă am început un lucru, să încerc să-l fac cât de bine pot eu, chiar dacă probabil s-ar putea să nu iasă rezultatul chiar așa cum îl aștept. Iar de la sora mea am preluat clar pasiunea, pentru că ea m-a învățat să-mi aleg cu grijă lucrurile pe care vreau să le fac în viață, cum a fost și cu biologia, mi-a spus clar, vezi mai întâi dacă îți place, dacă nu-ți place, nu o face, pentru că nu are rost. M-a învățat să-mi dau seama dacă un lucru este pentru mine sau nu. Mai am clar 5 ani jumătate de facultate, după care rezidențiatul și cred că de 10 ani aici încolo clar o să tot învăț și toată viața o să învăț. Și în continuare mă văd făcând ceea ce îmi place, clar. Adică să descoper noi pasiuni sau să le perfecționez pe celelalte, pe cele vechi. Te gândi vreo secundă să pleci din țară, să profesezi în străinătate? Sincer, m-am gândit poate la anii de rezidențiat să îi fac în străinătate, dar nu m-aș gândi să rămân în afară. Adică mereu m-am gândit că locul meu este în țară. Poate, într-adevăr, o să mă duc în afară să fac schimb de experiență, dar nu să plec de tot. Adică... În continuare, găsești timp să-ți ajungi părinții? Da, chiar este timp. Știu că într-adevăr, se spune că dacă ești la medicină, n-ai timp să respiri, să dormi, să mănânci, să ai timp. Bineînțeles, este greu, ai de învățat, dar există timp să faci mai multe lucruri, printre care, da, cum a spus, și să îi ajutăm pe ei noștri, adică nu se pune problemă. Mereu avem ceva de învățat. Putem să învățăm să fim mai buni, mai prietenoși, pentru că nu toată lumea este cu zâmbetul pe buze mereu. Trebuie să învățăm să... E nevoie să ne dezvoltăm pentru a învăța să ne ascultăm. Să putem să rezolvăm în același timp și nevoile noastre, dar să nu lăsăm în urmă nici pe ceilalți. Deci cred că e nevoie ca această comunitate a noastră să se dezvolte, tocmai ca să fie o îmbinare perfectă între noi și ceilalți. Ce minune! Te invităm alături de noi. Uite, cred că ne permitem să vorbim așa, fiindcă ești cred, cea mai tânără de astăzi. Bine ai venit și felicitări! Bine ai venit și felicitări! Bine v-am găsit! Noi am mai vorbit despre tine, să știi, în lipsa ta... La știri! La știri, dimineața! Am tot vorbit. Hai să ne depărtăm un pic, asta pentru filmare. Cum e viața ta acum? Cum se împacă școala, universitatea cu sprijinul pe care îl dai părinților? În timpul liber. Totul acum este imprevizibil, pentru că la facultate se întâmplă lucruri inopinant. Nu știu exact ce urmează, dar cred că sunt suficient de pregătită pentru orice ar fi. Îmi place să vin cât se poate de des acasă, pentru că Bucureștiul a fost așa ca un șoc, pentru că toată lumea este agitată, toată lumea... De fapt, nimeni n-are stare. Da, trăim-o fiecare șoc. Da. Și nu știam cum să evadez mai repede, cum să vin acasă. Și venind acasă, îmi găseam părinții care mereu lucrau și am spus, haide să vă ajutăm, că se poate întotdeauna să faci muncă de echipă, asta e clar. Și lor vreau să le mulțumesc astăzi, pentru că fără ei, fără familie, de fapt, n-aș fi putut să fiu aici unde sunt. Atât cu olimpiadele, cât și aici, astăzi. Și vă mulțumesc tuturor, sunt absolut onorată, pentru că nu mă consider suficient de sus, pe cum am văzut lumea astăzi aici. Și să știți că sunt onorată să mă aflu printre dumneavoastră. Poate în viitor o să ne mai... intersectăm drumurile, pentru că sunteți oameni minunați.
Eu cred că ai foarte multe talente, de la o bună gestionare a timpului, la performanțele tale intelectuale și științifice, astfel încât ai intrat fără examen la medicină. Nu e ușor și studiul acolo, cea mai bună prietena mea e acolo. Și nu e tocmai puțin lucru. Nu e puțin lucru. Ce te ajută din partea asta de comunicare cu oamenii, de empatie, de interacțiune în piață, în viitoarea ta meserie de doctor, pentru că va presupune, dacă nu vei lucra în laborator, interacțiune permanentă cu omul. Păi, așa cum am spus, în primul rând o să tot dau de oameni de-a lungul carierei mele și, sincer, așa cum am spus și în reportaj, mi-ar plăcea să fac ceva pe parte și de cercetare. Și cred că trebuie să-ți cauți singur unele oportunități, cu siguranță, și dacă nu știi să comunici sau să-ți expui măcar ideile, deja devine complicat. Așa că partea aceasta de mers la piață și interacționat cu oamenii a fost foarte importantă pentru mine. Mă consider o fire destul de sociabilă, poate câteodată prea sociabilă, dar... Vreau să te întreb dacă au prins încredere și, aflând despre tine de la televizor, au venit să le pui și un diagnostic sau să te uiți un pic la ei. Bun, aș vrea un kilogram de roșii. Mai știi? Dar uitați-vă un pic la mie, știți, mi-a scăzut tensiunea astăzi. Ce credeți? Anamneză repede. Da, s-a întâmplat? Din fericire, nu, pentru că, sincer, am mers mai mult la piață în perioada aceea de vară, încă nu eram studentă și nici acum nu știu dacă aș ști să le dau diagnosticul încă, pentru că a trecut jumătate de semestru de facultate din 6 ani, plus încă 5 de rezidențiat. Am foarte multe de învățat. Crede-ne pe noi, când prindem un student la medicină sau un viitor doctor, sigur întrebăm ceva, adică nu există. Și sper să nu mă opresc aici cu învățatul. V-am spus, am gânduri mari și sper să mă ridic la nivelul la care... Te-ai gândit la vreo specializare? Sau e prea devreme? E un pic prea devreme, dar unchiul meu este medic specialist ATI și... Îl tot aud că se bucură foarte mult de ceea ce face acolo și am zis, ia să descoper și eu partea aceasta. Dar aș vrea, în primul rând, o specializare care să-mi permită și partea de cercetare. Oricum, cu unele te întâlnești mai târziu, anul 2, anul 3, anul 4, deci n-ai cum să decizi acum. Rămâi în România? Da, rămân. V-am spus, pentru schimb de experiență m-aș duce în străinătate, dar de rămas, rămân acasă. Diana, felicitări! Diana, felicitări! Vă mulțumesc foarte mult! Ați spus că profitați de un răgaz, să ne spuneți câteva cuvinte la final. Profit de acest lucru să vă spun felicitări dumneavoastră, Antena 3 CNN și Primăriei Municipiului Buzău, pentru organizarea acestui eveniment în care celebrăm puterea, curajul și realizările acestor doamne minunate. Felicitări! Felicitări, doamnelor! Andrei, cred că poți oferi încă un buchet de flori. Tocmai am constatat că vorbesc la două microfoane. Nu e rău nici asta. Așa, unul este pentru doamna viceprimar. Exact. Doamna Oana Matache, dacă este alături de noi. Dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte, bineînțeles. M-ați surprins. Eu sunt cu organizarea. Păi așa e la televiziune. Și sunt îmbrăcată de ogară. Așa e la televizor. La muncă. Pot să spun doar că sunt foarte mândră de femeile care astăzi fac parte din această gală. Cu toate mă inspiră și mai sunt și alte femei care mă inspiră. Sincer, e nevoie să facem cât mai multe evenimente de acest gen. Și eu sunt mândră că la noi în comunitate, în Buzău, cel puțin eu așa percep, femeile sunt susținute și apreciate. Mie îmi spune foarte multă lume din exterior, tot femei, măi, dar la voi am observat că se promovează, adică e o încredere pe care bărbații și cei care sunt în funcții decizionale o acordă femeilor și este un semnal important că se poate. Și felicitări, dragilor, și mulțumim pentru această emisiune și acest eveniment. Și noi, pentru că ne-ați primit aici și că ați organizat prilejul ăsta în care să ne întâlnim cu toți. Mulțumim. Mulțumim foarte mult! A venit momentul să le mulțumim tuturor, nu? Bineînțeles! Mulțumim pentru răgazul ăsta și pentru pretextul, acest pretext foarte frumos de a... Pretext minunat, veni în vizită și să ne întâlnim cu toții și să învățăm unii de la alții.
pentru că așa se nasc și ideile bune și încurajările, să mai aruncăm așa o privire și în stânga și în dreapta, să un pic și în trecut, că mai avem de învățat și de pe acolo. Și în trecut, exact. Dar foarte important, prezentul, foarte importante sunt prezentul și viitorul. Și sperăm să ne vedem și la știri cât mai des și asta e important și cred că s-a punctat de câteva ore aici cât am vorbit. Faceți lucruri complicate, faceți lucruri profunde, faceți lucruri care cer foarte multă trudă, uneori singurătate, nu neapărat întâlnirea cu celălalt, ci lucru cu sinele, dacă ești scriitor, dacă ești profesor care îți pregătești lecțiile, dacă ești cercetător, ești tot de unul singur în laborator până să te consulți. Și cred că e foarte important să afle și ceilalți, să ieșim și în lume, pentru că uneori vocile mai puternice, care nu au foarte multă consistență, se aud mai tare și tind să acopere vocile reale, valoroase, care au ceva... Da, și mie îmi vine să dansez exact ca tine, deci ador, mișcarea este asta, da. Uneori lucrurile ne iau ochii, cele care poate nu merită toată atenția noastră pe termen lung, așa că vă încurajez inclusiv să ne sunați în momentul în care descoperiți ceva sau ziceți, ha, avem prima moașă bărbat în România sau avem a doua moașă bărbat sau nu știu, orice s-ar întâmpla. Iată, colțișor face noi clătite, orice. În formă de inimi. Dacă nu vă sunăm, pentru că s-ar putea să fim ocupați cu alte lucruri... Sunați-ne dumneavoastră. Sunați-ne dumneavoastră. Ca să dăm lucrurile frumoase la televizor. Mulțumim foarte mult primăriei. Pentru că ceea ce faceți este foarte important de precizat. Ceea ce faceți se vede, este ceva concret și este ceva ce rămâne. Și cred că faptul că rămâne și că e transmis mai departe tinerilor generații este lucrul cel mai important, de altfel. Mulțumim foarte mult, mulțumim Antena 3 CNN că ne-a dat prilejul la noi doi să fim alături de dumneavoastră. La noi doi să facem o vizită, mulțumim primăriei municipiului Buzău, vă mulțumim dumneavoastră, mulțumim că ați venit și cu copiii și cu nepoții, să-i cunoaștem și pe ei și pe data viitoare. Ne-a făcut mare plăcere. Mai bine.